Bună seara, prieteni, bună seara, România! Și țările din jur, sau țările care sunt cetățeni români, ce ne urmăresc. Stați așa să dăm drumul la muzicală. Nu știu ce să aleg, avem două versiuni. O lăsăm pe asta, băi, pe chifere așa. Mai pe melancolie așa. Stați numai o secundă, mă frer, să comunic cetățenilor că iată ne aflăm pe nu-i așa minunatul nostru online. La 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 la. Stați așa și nu micșați. La la la. Stați să opresc sunetețelul. Oh! Mon frer, voi deja sunteți? Acum l-am pornit un minut. N-are un, ba, un minut are. Bă, 500 vouă, nu știu ce să vă zic. 19 persoane, mon frer. Da, stați repede numai un pic, că m-am emoționat. Să trimitem clipulețul, clipulețul, să-l trimitem și la cetățenii din de pe Patreon. Stați așa că nu-mi stă bine șepcuța. Asta e, Galina Blanca. Așa, le jean poule. Cum zicea în franceză, poule e pui, ca să știți, să nu... Așa, să nu... Să nu credeți că am coborât nivelul între timp, că nu s-a întâmplat asta. Nu... Mie nu zic că nu o să se întâmple, dar deocamdată nu am coborât nivelul. Sau cel puțin am intenționat. Hai, mămică! Merenetul rupe. Deci, absolut rupe. Nici nu știu ce să vă zic. Live. Aici, așa... pe butonel și click în zi bite copieren așa und 1 1 4 1. No, stați că ceva s-a întâmplat aici. Ne ceru parola și username-ul. Ceva nu e în regulă. Bă, povestiți între voi până... Durează un pic mai mult decât mi-am imaginat că o să dureze, dar... Bă, cu perseverență și cu... Stați așa și nu mișcați. Și cu îndârjire vom trece și peste aceste momente mai dificile. Live, bă, frățioare. 473 de click-uri trebuie să dau. Așa, live, lețu, titlul, lețu, 1x12x21, așa, punem aici litere mari, și dăm publish now, și le zicem la cetățeni, stai că am scris cu litere mari și nu-i bine. Publish. Lețu, lețu, clipulețu. Vous avez deux messages nouveaux. Am două mesaje noi aici, în Patreon, care nu știu de ce nu mi-au apărut pe notificare. Trebuie să văd. Inferno, zice. Așa. Domnul Inferno ne întreabă... Vă zic așa, că știți că n-am secrete față de voi. De unde ar putea să-și cumpere niște suporte magnetici pentru scule? Și trebuie să mă gândesc, era... Era în Baia Mare un magazin din ăsta online mare. Problema e că nu mai amintesc cum se numește.
Je ne sais pas quoi. Stați așa să găm să caut aici. Așa. Select auto se numește și să-i dăm suport magnetic. Support. 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 Să-i dăm la om să vadă. Numai o secundă să nu vă supărați tare pe mine, că je revin. Da. Revin, tu jur, o premieră, amor. Gata, am răspuns la om și ne returnere. Pă, lețu, lețu, clipul, cum ziceam, lețu. Hei! Cetățeni, cum v-ați petrecut de ziua României? Sunteți mândri că sunteți români? Deci nu vă facem mișto aici, vorbim serios, da? Să-mi ziceți. Domnul Vlad Morar, bună seara, șerif! Bună seara, domnul Vlad! Cipi Jiti, oh, salut, respect, respect, salut și noi! Cipi Jiti, mă bucur să te văd! Șerif Stelar, crede-mă, sunt momente în care și eu mă bucur să mă văd! Florin Popa zice, bună seara, salut, șerif! Cipi Jiti, șeriful nostru simpatic! Ei! Poți să mai zici, mă deranjează! Florin, oh, bună seara, șerif, salut, Florin. Dania Aluen, hei, 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 maestre, hei, Dania, bine ai venit la noi. Ești într-o companie select aici, că nu prea sunt fete la noi aici, pă. Aici, pe comunitate, cum ar veni. Așa. Costin Moldovean, bună seara, șerif. Bună seara, domnul Costin. Lazar Marius, hello to your Jesus man. Jesus man. Așa, Theo End, bună, seara, bună la toată lumea, excelent, să ne salutăm cu toți între noi aici, și noi te contrasaltăm, mon frère. Romulus C, suntem evident, iată, ziceam că eram un pic, m-am uimit că eu am dat click și erau, nu știu, niște oameni online, eu, care mi se pare destul de interesant dacă îți mă întrebați pe mine, că nici n-am anunțat că fac sau cea. Ah, ok, mă bucur că sunteți aici, nici vă puteți imagina, ah, ok. Daniel Luen zice, păi nu era ora stabilită în întâlnirea șerif, aici eram. Oh, vă mulțumesc din suflet. Vă repet, nici nu știți ce mult contează. Așa, cei pe GT, ce vezi că mere netul și ce plângeai de RDS? Păi, mon frère, ți-am zis că am net, că cred că n-au ăștia la Pornhub. Hai, mai poate la Pornhub au, dar la, nu știu. La ceva studio de chat nu au. Că mi-au montat ăștia internetul de la RDS, m-a întrebat ăla, dar vreți să faceți video chat? Am zis că nu. Dar zici ce vreți netul ăsta? Păi zic, fac live-uri pe YouTube. A, băi, nu vă trebuie așa mare. Zic, știu că așa mi-a zis și de el la altă. N-ai, mă, frate, ce să faci cu el? Nu vă luați așa mare, domnul Ană, că nu vă trebuie. Domnule, zic, dăm din ăla. Ei, exagerat. Bine, vă dăm, dar să știți că nu o să-l folosiți niciodată. Pe două luni tătra. La 160 de DPI. Așa, bun. Mulțumesc, Dania. Nici, adică, mulțumesc. Așa, Cipi Jiti, ce s-a schimbat operatorul? Nu, mon frère, RDS până la moarte. Că n-au alții aici în zonă. Nu, nu de alta. Că altfel mă sfădeam și cu ăștia, dar n-am ce face. M-am sfădit așa pe jumate, nu. Așa, Valentin Gabriel, ce bună seara, șerif. Bună seara la toată lumea. Bună seara, șerif. Jeleu zice, îl știi pe Gabe de la Valve? Nu-l știu, my friend. Și nu-i Gabe, tot Gaben și el, e Gaben. Gaben, nu știu cum se citește, Gaben, nu știu.
N-are ei numai o coincidență de nume, nu-l știu, mon frer. Să nu, să nu mă rog să-i trimit vreun mesaj, că nu-l știu, că am mai avut un băiat care mi-a scris că pot să-l ajut că are cea cont, care a avut cea cont, care i-a furat contul, care nu știu, mon frer, dar eu nu am. Păi cum că tu ești la Valve acolo, nu-s eu, mon frer. No, ok. Bun. Hei, Moș Crăciun, cumperi o tablă mare și pui magnezi din boxe defecte în spate. Nu mere, mon frer, așa, că... Dacă cumperi o tablă mare, magnetul se răspândează. Înțelegi? Suporți așa de scule, e o țeavă așa, un profil U, în care e magnet. Și toată forța magnetului se concentrează pe marginile anguste, deci pe profilul de metal. Și acolo e foarte mare forța de prindere, forța magnetică, cum ar veni. Și ține orice obiect, chiar și obiecte mai grele. Că dacă ai pune aceeași forță magnetică pe suprafață mai mare, s-ar disipa, s-ar pierde. Eu îmi fac ca și, știi, ca și formula presiunii. Hei, din nou Corel! Mă repede, nu știu de ce, că eu n-am Corel pe calculatorul ăsta, nu știu de ce îmi zice. Unlock your trial. Ui, fi având eu vreun trial pe ăsta, ai fi încercat vreau să pun Corel, oare? Da. Oare cum să facem să nu mai îmi trimiți mizeria asta, mon frère? Ah, ok. Așa, deci domnul Moș Crăciun, nu funcționează lucrurile așa. Vlad Morar zice, ia de alea de la Heiner pentru bucătărie de la EMAG la 25 de lei bucata, sunt absolut cele mai ieftine. Nu, mon frer, eu iau, deci ca să înțelegeți. Băieții ăștia vând schoolauto.com sau .ro sau cum căcați să-l fi numind ei, .com, ăștia vând, au un fel de OM, brandul lor, cum ar veni. Și cumpără chestii în China și le vând sub brandul lor. Am pus un link aici mai jos, o să vă uitați și... eu de la ei cumpăr. Nu, astea sunt mai ieftine și mai au o variantă mai scumpă un pic. Bă, sunt ok. Adică nu poți să ai pretenții, e o bucată de fier și un magnet. Eu de la ei l-am luat și am luat destul de multe și-s mulțumit. N-am avut niciun fel de probleme cu ele. Nici nu-i că ce probleme ar putea să-ți facă. Eventual să fie bun magnetul ăla sau cea, știi? Da. De la alea de la Heiner pentru bucătărie de pe EMAG la 25 de lei bucata sunt absolut cele mai ieftine. Da, bun, nu trebuie ce aia zic, că în atelier nu ți iei ce mai ieftine, că eu, de exemplu, la meu am niște clești care are câte, sau am o foarfecă care are un kil. Aia nu pui pe un suport din ăla de bucătărie, de cuțit de bucătărie, știi? De aia am zis. Și domnul zicea că lui trebuie ceva mai puternice, de aia le-am recomandat pe astea. Bineînțeles că sunt, acum n-am stat să le încerc pe toate. Eu le-am luat pe astea că mi-a fost ușor că sunt baia mare și prețul e destul de ok. Adrian zice, seara bună, șerif, la Hornbach, mă îndrept spre casă mincena, șerif, hai că oprim tot și pornim când ești acasă. Stai liniștit, mon frer, niciun stres. Paul Lungu, seara bună, bună seara. Fly me to the moon, seara bună, domn șerif, bună seara, domnul fly me. Shoot for the stars, așa, Lucian Adrian, hai noroc. Noroc și veselie, că sănătate, ciu-ciu. Florin Popa zice, primul este pe casa ideea la Google, 22 de lei, aia zic. Alexandru Vasile, bună seara tuturor, bună seara și dumitale, Doru Motofolea, Motofelea, șerif, te rog, n-ai, asta. Salut șerifilor, șerifii te contrasalută, Dalu PLM, Dalu PLM, așa, știe careva pe Revolut cum fac să plătesc contactless, glumesc șerif. Nu știu, dar a mai fost discuția asta. Rareș, ce surpriză faină, seară bună șerif. Păi nu-i surpriză, mă înfrer, că de în ultima lună în fiecare joi ne vedeam. Joi, joi, ăla e, joi, joi. Tattoos Maker, salutare, salutare. Epa, am găsit-o. Ioan Mihai Tinca, seară bună șerif. Poți recomanda un set de anvelope de iarnă numai bine rău la nimeni? Mă înfrer, n-am cum să-ți recomand, că eu nu sunt... Nu sunt domeniu în primul rând și în afară de asta nici nu prea urmăresc fenomenul, că eu cumpăr de la băiatul care îmi aduce, care îmi face cauciuciurile. Nu iau mizerie, adică eu nu cumpăr cauciucurile cele mai ieftine, asta nu fac niciodată. În general iau sub branduri sau dacă găsesc un preț bun, iau un brand. Adică dacă găsesc un preț bun, iau, nu știu, să zic un Michelin, un ceva. Dacă nu, iau tot ceva produs, nu știu să vă spun numele acum. Tot produs de Michelin, dar un brand mai ieftinuț. Nu iau chinezești, nu iau din alea reduse, nu iau reșapate, nu iau... Că practic e viața mea și dacă este un loc în care să cheltuiești bani la mașină, e frână și cauciucuri, asta. Asta sunt lucrurile care contează. În rest, ne mai descurcăm noi. Pinci direcția, n-a zic. Asta. Da. Deci aia zic că nu știu. Eu pe mașină, pe Opel am Michelin, și de vară și de iarnă.
și pe dubă am Michelin de vară și iarna am ceva, nu știu să zic, nu știu exact să spun, ceva, nu știu, repet, nu a fost ieftin, nu a fost nici foarte scump, a fost ok, preț, așa, mediu să zic, jumătate, fele. Nu pierd vremea eu cu din astea. Știi, să stai, să calculezi, să vezi, să verifici, să vezi zgomotul pe drum, că și asta trebuie verificat, trebuie să grazic, cât consumă cauciucurile, cât ceva. Ah. Nu. Am un băiat care îmi pune și îmi dă jos cauciucurile și cu el vorbesc, când face el 2-3 propuneri, eu aleg una și serv. Ceea ce vă recomand și vouă să faceți dacă aveți un băiat care vă lucrează în domeniu. Cel mai bun lucru să vorbiți cu un băiat care vinde cauciucuri, că așa să stați să căutați voi pe net. Mai complicată discuție. Acolo plătiți niște taxe de școală, știi, că te trezești și cumperi niște lucruri de care, nu știu, n-ai nevoie, nu știi, nu zbune, nu ceva, și cheltuiești o groază de bani și chinurile dai înapoi, când poți să-ți economisești timpul și energia făcând alte lucruri și să-l pui pe un băiat care se ocupă de asta să-ți facă treaba asta. Chiar dacă, nu știu, pierzi 100 de lei, 200 de lei, nu știu cât câștigi, știi? Asta zic. Ăsta e cel puțin drive-ul meu, eu așa fac. Nu, când poți să nu pierd vremea, nu pierd vremea. Status maker, bla bla bla. Hey. M-am luat cu vorba și era soi. Domnul Adrian, îți mulțumim, Dumnezeu să-ți dai sănătate și drum lin și să găsești în Hornbach tot ce-ți dorești și să ajungi acasă sănătos și voios și voinic și să-ți meargă bine. În caz că nu știați, domnul Adrian ne-a trimis 6 beri. 6 poartă în casă și din care mai avem 4. Că pe asta e ca și cum aș fi băut-o. Că mi se rupe sufletul. Cetățeni, în cinstea voastră închid acest pocal incredibil, absolut. V-am țucat. Bla, 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 bla. Vorbim imediat. Păi, v-am zis, eu nu sunt om religios, dar biserica asta care a făcut berea asta, trebuie să le zic să-mi trimit o adeziune din aia, să semnez, vă jur, bă. Incredibil. Așa. Inovia, oh, Mr. Inovia, indebil. Indebil, cum era? No, seara bună și la mulți ani, române, mulți ani. Am vrut să fac și ieri, vă spun foarte sincer, nu să fac o surpriză. Surpriza a fost că n-am făcut. Dar ieri am montat un signature wall. Am montat un perete cu o siglă la o firmă. Și tot e fost bune și frumoase până am scăpat pe scări. Una din bucăți. Și am rebarat-o până la urmă. Am dres-o, dar am lucrat până la 11 noaptea. Și la 11 noaptea era puțin penibil, plus că arătam și frate că a venit din mină, din șut. Ce faci? Mă duc în șut. Te iau în șuturi. Ah, ok. Știi? Deci arătam, frățioare, zici că eram... Știi când se termină Rambo filmul, dacă ați văzut? Unul ca oricare dintre ele. E cum arăta Rambo, știi? Tăt tăiat, tăt vână, tăt împușcat, tăiat cu cuțitul, bătut cu parul. Știi? Murdar, cu dungi, cu sânge, cu ficați pe față de la creieri, de la oamenii pe care așa eram și eu, frățioare. Deci la ora 11 am fost absolut devastat, fizic, psihic și spiritual și n-am mai putut. De-aia am vrut să facem ieri Ziua României, dar nu ne-a ieșit. Oricum, pentru mine nu e foarte mare Ziua României. Asta, ok, vorbim imediat. Deci, Mr. Inovia, bună seara și la mulți ani, cum ziceai. Tech Traveler zice, seara bună, șerifuț. Să te... să vă... Asta bună. Bine ai venit, Tech Traveler. Așa. Tu, Tech Traveler, tu ce faci? Faci review-uri la chestii de tech care se în travel? Glumesc să nu mă... Așa. Doru, bună seara, Mr. Doru. Seara bună, șerif, șef. Asta zic. Florin Popa zice, nimeni nu garantează traficul de internet, măcar dacă ar spune între 500 și 1000. Alege abonament de 1000 și merge între 200 și 400. Dar la mine nu era problema că nu garantau ei, că iarăși zic că ei veneau și ziceau, păi stați să măsurăm. Măsuram și aveam, nu știu cifre, am zis că nu-mi cheltuiesc energiile pe chestii inutile. Aveam 7000 de ceva. Și el îmi zicea, uite aici, aveți internet rupe, sparge, zice, o să se topească cablul. Bun. Porneam un live și murea. Deci, dacă aveam un live, nu mai puteam căuta nimic pe internet. Trebuie să vă măriți banda, cheltuiți foarte mult. Unde mă înfrer cheltuiesc că sunt, că ți-am zis, erau care făceau videochat, 4 fete cu 6 camere, că sunt fete care au 2 camere, dacă știți.
Așa e în tenis. Domnul de la Tech Traveler poate să zică mai multe. Asta zic, știi? Și făceau cu internet mai mic decât a meu. Eu trăgeam, dar există și o explicație că la noi firul de la internet vine pe niște par din lemn. E aici internetul rural. E internetul ca în junglă aici, ca în pustă. Și din când în când mai leșină câte un par din ăla, că ei nu știu dacă știți, pare și aia nu prea s-a făcut să stăi în sol, că se moaie, se putrezește și pică. Și când pică internetul la sol, știi? Deci când trece cablul pe iarbă, din motive care mi-e scapă, nu știu, fi alergic internetul la iarbă, nu mai merge cu viteza care e calculată la, știi? Să întinge fibra optică, e mai lungă distanța, nu știu, se întâmplă ceva. De-aia n-avem noi internet. Ei, nu mai zic când bate vântul sau... La prima zăpadă, ieri ne-a picat curentul, de exemplu, nins puțin și n-am avut curent o jumătate de zi. Fun, fun, fun. Dar hei, România. Așa, cei pe jiti zice, mă, dar era diferență de 10 RON între abonamente, iar de rest nu trebuia să iei după ei, ai Fiberlink 329 de lei. Bă, te ești bolund, eu plătesc aproape 100 de euro, nu știu cât dracu dăm. Ce 30 de lei? De unde 30 de lei? Nu știu cât dracu dăm. Mon frère, dăm bani serioși aici. În fine, n-are importanță. Vlad Moral, dăm oricând mă să meargă. Uite, în ultima vreme merge. Vlad Moral, ce Corelul, șef, șerif, n-ai Corel pe laptopul ăsta, nu-ți trebuie. Păi dar nu, aia zic că pe Corelul ăla, pe laptopul ăla, laptopul ăla a fost decât pentru editare video all his life, știi? E ca și câinele la care o trăi pe lanț, nu am văzut altceva. Deci atât au văzut toată viața lui, adobe. Acum cred că o să-l iau un pic la... Așa, să-l matrafoxez, că laptopul ăsta pe care l-am are, dă niște semne de plecare din lumea celor vii, știi? Și cred că o să le iau pe ăsta și o să fac streaming-ul cu... Am un calculator de gaming aici, foarte șmecher. Dar rămâne de văzut încă, astea sunt doar planuri de viitor. Planuri pentru ziua în care o să am o jumătate de zi liberă, știi? Alea era. Așa, și la banii tăi glumesc, să nu te super, dar mă miram. Cum să mă supăr, mă, friend? Eu sunt foarte greu de supărat, îți jur. Și nu mă pot supăra cu tarifele de la RDS. Așa. Nu mă supăr, mă, frer. Nu, mă, noi avem ceva abonament scump, aia zic. Aia. Radu Axinte, salutare, șerif, bla, 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 bă. Să nu uităm de ce ne-am adunat aici, bla, bla, bla. Uai, da, var Dumnezeu, sănătate. Și Sfântul Iisus și Sfânta Treime și... Cine mai e acolo, că nu știu. Nu ne-am cunoscut. Așa. Traian Chioran, bună seara tuturor. Scuze întârziere. Șerif nu face nimic să nu se mai întâmple. Mr. Wicked, salutare, șerif, bine ai venit. Bine te-am găsit, șerif. Audio Name, seara bună, ai găsit până la urmă alpinistul? Nu, n-am găsit nimic. Am avut un băiat cu care am vorbit și care a zis, să vă explic. Am un client care are un unipol. Unipolul prismele alea triunghiulare. Știți despre ce vorbim aici, nu? Prisma triunghiulară e chestia aia gri. Vedeți chestia aia gri de acolo. Așa. Aia e prisma triunghiulară. Adică e o prismă pe care dacă o secționezi, secțiunea e un triunghi. A făcut asta, nu știu, în clasa, nu știu, a 9-a. Când se face geometrie în spațiu. A 8-a. Nu, mă, așa, în fine, n-are importanță. La ce ați făcut voi? Și unipolul ăsta e făcut de dânsul, adică e făcut de el. Bineînțeles cum fac românii, ei nu stau să calculeze și să vadă, bă, stai un pic, cum trebuie făcut ăsta? Lasă că știu eu. Și l-a făcut el. Făcându-și el însuși, nu respectă dimensiunea din industrie, că în industria în care activez eu, la unipolurile astea există niște standarde, tocmai ca să fie ușor, de decorat, cum le zice. Adică pui bannerul, iei bannerul. Știi că are un standard, o mărim. Bun. Și acum trebuie să punem un banner pe acest unipol. Și ca să punem banner trebuie să-l măsurăm. Eu care, mon frère, nu mă pot urca la înălțime să face rău, îmi trebuie un alpinist să se urce să-l măsoare. Ei, caut alpinist de 2 săptămâni, am vorbit cu un băiat, un domn Marius de aici din Baia Mare, care a zis, domnule, n-am timp, vin în 29.30. Și am zis, bine, vă rog frumos să mă sunați. Nu l-am sunat în întâi, că nu-l sunt de ziua națională a României, nu? L-am sunat în doi, prima zi liberă, și am zis, bună ziua, domnul Marius, păi mi-ați promis un lucru, nu s-a întâmplat. Păi trebuie să mă sunați. Nu, mă, frate, nu trebuie să mai sun eu, am zis foarte clar că în 29.30 când ai timp liber, mă sun și merem. Și a început am eu să mă certe cumva, cum am îndrăznit eu să-i, nu știu, să-i strig lui Feng Shui-ul. Că el e plecat din localitate. Am înțeles, mă, frate, nu striga la mine, mă interesează că ești plecat din localitate. Te aud oricum, vorbim la telefon, trebuie să strigi.
Era foarte indignat. Drept urmare, am închis telefonul ăsta altă discuție și am început noi așa să caut alt cetățean. Acum să văd, eu îmi descurc acum. Dacă nu, o să aduc un băiat din satul mare. Că am vorbit cu un băiat din satul mare, o să, bă, dacă îmi plătești drumul, eu vin. Asta sunt meseriașii care avem aici în zonă, ce să facem? Cu așa defilăm. Bun! Că tot a fost 1 decembrie, defilam, ok, da. Așa cu alpinistul. Vlog soundtrack. Zice, salut, Gaben, de Crăciun mergi la Vișeu. Nu, mon frere, nu mă duc, că în primul rând am unde să stau. Nu mă duc să stau la pensiune în Vișeu. Și doi la mână, nu prea am la ce să mă duc acolo, că eu am plecat de acolo cu gândul să nu mă mai prea întorc. Adică pentru mine plecarea aia din Vișeu, mon frere, a fost... N-aș vrea să exagerez, dar nu a fost o chestie plăcută. Adică pur și simplu mi-am dorit să nu mai văd pe nimeni acolo. Da, pentru mine orașul ăla, repet, a fost o dezamăgire, dar asta e altă discuție, nu am... Da, în fine. Ce pijit, ce pe Revoluție plătește contactless dacă ai cardul de la ei, îți trimi card direct cu contactless și dacă îl ai, trebuie să îl activezi din aplicație Key & Keys. Aia zic, mon frer. Să punem asta, motto-ul emisiunii. Pe Revoluție plătește contactless. Valentin, Gabriel și Marian și Silviu fugi de acolo. Amândouă dată, domnul Valentin. Amândouă, deci una după alta. Nu ăsta, mă, tot timpul. Asta zic. Marian, așa. Îl bag în masa de handicapat. Fugi de acolo, Silviu! Marian, fugi îl bag de acolo, în masa Silviu! De handicapat. Marian, fugi de acolo, Silviu! Îl bag în masa de handicapat. Am făcut sincro. Aia zic. Bine, domnul Valentin, rămâne. Așa, jeleu, jucați jocuri. Când zici jucați, te referi la pluralul fiind noi mai mulți sau te referi la dumneavoastră ca și cum eu aș fi un om mai în vârstă și simți nevoia să vorbești cu dumneavoastră? Mon frere, nu prea joc jocuri, că nu prea am nici timp și nici nu... Adică, să înțelegi, eu o să fiu foarte plastic cu tine, dacă nu văd rostul. Prefer să fac altceva în loc să stau să pierd 17 ore în fața unui monitor. Nu că n-ar fi o chestie drăguță, că m-am jucat și eu la viața mea, ore întregi am pierdut zile și nopți. Nopți și zile, știi? Era un cântec. Dar acum mi se pare futil, adică prefer în timpul ăla să fac ceva cu care aș putea să fac niște bani. Sau să mă recreez citind o carte, asta zic. Nu prea. De-aia zic că nu prea ne avem cu nenea Gaben de la Valve. Așa, Cipi Jiti pentru cel care zicea de Revolut. Ne-am prins, mon frate, stai linișit. Așa, John Experience, noroc, ce servim astăzi? Astăzi servim o minunată dublă ambre de la Grimbergen cu aportul și mărinimia domnului director Florea. Așa, stați că mi-o sărit aici, mon frere. Hop, hop, hop. Așa, bun. Zice Dream Car Interior. Salutare la toți jucătorii de tenis din univers. Tenis cu tânul. Tech Traveler, bla bla bla, turnat am romul. Nu e ideea rea, cred că o să cinstesc. În seara asta mă gândeam să-mi beau un vin așa. Un poftă de un vin din la roșu, bun. Așa. Gabriel Căpățână și salutare. Salutăm Șeriful Galactic și pe toți de pe live. Și o mână, trei bicepși de negru. Nu știu de ce e asta. Și noi te contrasalutăm, Șerif. De trei ori. Da, să zic. Bun, așa. Florin Popa și eu trebuie să-mi încalț un Opel Vivaro. Fac aproximativ 10.000 de kilometri pe an. Ar trebui să-mi cumpăr noi. Nu sunt urzate, dar au deja 12 ani. Oh, mon frere. Oh, mon frere. Să nu-ți explodează, mă. Cam bătrânele, du-te, ia-ți. Ia-ți niște caucioace. Mai bine cumpără-ți niște second-uri, mă, de câțiva ani, decât să le ții așa vechi. E periculos, o spărgești. Sunt Nokian MS grupa C. Am asta cu MS, eu nu cred. Da, repet, nu, e numai problema altora. Eu cred, cauciucul de vară e cauciucul de vară, cauciucul de iarnă, iarnă și serios. Ioan Mihai Tinca zice, mersi șerif, eu mă gândeam la Pirelli, aproximativ 550 pe bucată, nu mai găsesc Grimberg în un serglos și îmi curg balele când văd frumusețea aia din pocal. Păi de-aia și domnul Florea ne-a servit pe noi, că el avea, am înțeles, o rezervă strategică, el și-o cumpărat și nu mai avea voie să consume sau cea. S-o pocăit sau cea, nu știu. Vezi cum vorbim de rău pe om care mi-a și trimis berea, și am balat-o, mi-a și trimis o curie, nu mi-a luat nici bani. E așa suntem noi oamenii nerecunoscători. Mulțumesc, domn Florea, să trăiască și să înflorească. Da, nu mai este în Selgros, mon frer, că s-a mai explicat. În Baia Mare, în Baia Mare. În România, Grimbergenul îl aduceau băieții de la Carlsberg. Și îl făceau ei, aveau ei ceva licență, îl produceau ei, nu știu unde dracu.
Dar între timp Grimbergen, ei, biserica, abația, au hotărât că fac ei berea și nu rezilea contractele, dar au așteptat să încheie toate contractele pe care le aveau cu firmele astea de distribuție și de producție. Și acum îl fac ei. Tocmai de aia nu mai avem noi, că nu mai are cine să le aducă în România, că în Belgia există. Să există. Așa. Elena Bereș zice: bună seara, drag șerif. Bună seara, Elena, și bine ai venit între noi. Repet. Într-un club de puține fete aici. Aici mai mult băieți. Sper să nu te sperie cetățenii. Așa. Glumesc, mon frere. Aici ai pace și, nu știu, bună înțelegere între cetățeni. Sergiu Dan Moldovan: seara bună, Gaben, ce părere ai despre noile Dacii? Ale electrice, zici, mon frere. Chiar vreau să aflu de la tine de ce tabla pusă pe aceste mașini ruginește mai repede, deși producătorul susține că galvanizează tabla. Mersi, fain. Bă, eu nu cred că există galvanizare la Dacia. S-ar putea să greșesc eu acum, dar eu chiar nu cred că există galvanizare la Dacia. Galvanizarea e un proces foarte toxic, foarte poluant și incredibil de scump față de vopsire. Știi? Deci eu nu cred că galvanizează nicio tablă Dacia. Sunt foarte convins, asta se vede, dar s-ar putea să greșesc. Dar eu nu prea știu că producătorii auto care să galvanizează tablă la mașină. Aia nu cred că Dacia face asta, dar putem să ne interesăm. Dacă aveți timp, căutați pe net și haideți să găsim și să vorbim. Geamăn Liviu: bună seara, bună seara, șerif. Jeleu, mesaj retras. John Experience: fură ăștia și din viteza din net. Bă, nu că cred că fură, dar cred că e overselling, știi? Cum se făcea pe vremuri cu găzduirea. Luau un server de 1 tera și el vindea 2 tera, în speranța că nu o să pună toată lumea tot ce are, știi? Așa, Ezeș: seara bună, șerif. Bună seara și dumitale. Sirocco Impact: salut, Gaben, cum dau lacul de pe mobilă veche de numai... Cum dau jos lacul de pe o mobilă veche cu nume de familie, de femeie? Cu șmirgel sau ceva de capan. Vreau să ajung la furnir, să o șlefuiesc un pic și să o dau cu o lazură albastru de nim plus lac mat. Păi, mon frere, dacă o dai cu lazură albastră, vrei să faci lemn albastru? Că dacă vrei să dai lemn albastru, trebuie să ajungi la lemn. Am lazură, eu știu că e transparentă. În fine, mon frere, mobila furniruită e o idee destul de proastă să încerci să o dai jos lacul. Că e... furnirul are 0,65 mm, adică sunt șanse foarte mari, cel puțin la colțuri, să treci până el. În părțile care sunt rotunde, din viteză, din neglijență, treci până el. Dar eu nu sunt aici, să te opresc, să-ți stau în calea visului tău. Vrei să le dai jos, dă-le jos. Cu șmirghel, cu foarte multă muncă, așa e în tenis, nu prea ai ce să faci. E muncă de chinez bătrân, dar... îți cumperi niște discuri bune de șlefuit, eventual de la Bosch sau de la Mirca. Sunt niște discuri care sunt făcute dintr-o plastă de plastic, prin care trece praful, ca să nu inhalezi toate mizerile alea. Sfatul meu pretenesc e să-ți iei și o mască din aia cu filtre laterale când șlefuiești, că altfel o să bagi în organismul tău o groază de praf din ăla. O mașină de șlefuit cu aspirator și, mon frere, cafea și timp liber să ai. În rest, n-am ce să zic așa. Nu există niciun fel de soluție chimică, sau nu există soluții chimice care să aibă rezultate 100% pentru îndepărtarea lacului. Că mai ales la mobilele vechi, lacul era poliuretanic, ăla e destul de stabil chimic, ăla după ce s-a întărit, mon frere, ăla e ca sticla, foarte puține chestii l-atacă și chestiile care l-atacă, îl atacă de trec până el și ajung în lemn și atunci n-ai făcut nimic. Așa că cel mai bine e, mon frere, cu șmirgheluț sau, nu știu ce suprafețe ai și ce obiecte și ai de făcut. Mai poate cu sablare, dar e un pic și mai periculoasă, că acolo dacă nu ai un pic de mână, tot treci până el. Trebuie văzut. Așa, Jeleu, șerif, joci jocuri. Aici e fără semn întrebării, deci practic omul a decis să-mi spune: da, mă, tu joci joc, asta e. Cipi Jiti zice: scuze, tu ai un alt tip de abonament, dar scuze, nu m-am gândit probabil de persoane juridice. Da, am de persoane juridice și am și abonamentul de cablu băgat în acest preț. Tech Traveler zice: și pe JT pare că șeriful are abonament business, de aia plătește mult. Matale zice: abonamentul de casă. Da, aici asta era discuția. Și pe JT: da, ok, am greșit. Nu-i nicio problemă. Glumesc, șerif, n-ai greșit cu nimic, n-aveai de unde să știi. Asta este. Toma Andrei zice: e așa de trist că nu mai găsesc Grimbergen în Roșan. Suntem clubul bărbaților triști că nu găsesc Grimbergen, asta știm. Dar nu mai este, există pe planetățică. Cipi Jiti: șeriful este un businessman, yep,
Eu nu sunt businessman, mă înfred că eu lucrez din sarul din cap. Eu sunt un mic meseriaș. Mic antreprenor. Mic ceva, nu știu eu, și dracu știu ce sunt. Mic ăla, mic contribuitor la bugetul României. A, așa. Mihai Turturică, bună seara, best chief in the galaxy. Bună seara, șerif, și mulțumim pentru vorbele mărețe, că nu știu dacă ni se potrivesc, dar... Bă. Joxer Joe, bună seara, bună seara, șerif. Rareș Bogdan, salutare, șerif, fugi de acolo, Silviu. Fugi de acolo, Silviu. Fugi de acolo, Silviu. Aia zic. Big Troian, bună, salut. Ai locuit în Timișoara, nu, mon frère. Am fost în Timișoara destul de des, dar n-am locuit acolo niciodată. Cătălin, ce părere ai de Sibiu? Am mai vorbit asta, o părere foarte bună. Cred că ar fi unul dintre primele orașe în care m-aș muta dacă m-aș gândi să plec din Baia Mare. Îmi place foarte mult zona, îmi plac oamenii, am și destul de mulți prieteni acolo și e un pic un alt vibe așa, parcă oamenii sunt mai serioși, mai... Sau poate mi se pare mie, nu știu. Ionuț Gabriel, bună seara, ceva sugestii de joburi, part-time, vreau să aduc un ban în plus după muncă. Am cunoștințe CAD, am încercat pe site-urile de freelancing, dar fără prea mare succes. Aici cam greu, mon frère. Ai cunoștințe de CAD ce? Că aici în CAD sunt foarte multe lucruri. Faci proiectare și nu știu. Ce și să faci? Faci schițe, faci, nu știu. Trebuie să fii un pic mai mai specific și poate îmi vine vreo idee. Adică sunt o groază de firme mici care nu-și permit un om care să știe să lucreze în CAD. Și nu-și permit o licență de CAD, că n-ai rost să vorbim despre asta. Da, zi-mi exact, scrie-mi, te rog frumos, despre ce e vorba, ce știi să faci mai exact și dacă vine vreo idee. Big Troian, și ai stat în Timișoara? Nu, mon frère, azi ziceam. Nick Holhoș, salutare, șerif, Big Troian. Marian, ai stat în Timișoara? Domnul Nick Holhoș, bine ați venit, așa, Marian, ai stat în Timișoara. Răzvan, servus, șerif, servus, Marian, servus, Răzvan, scuze, multe. România de azi. Șerif, când îți faci buletinul, trebuie să ai domiciliu, altfel nu-ți poți face buletin. Crezi că ar trebui să scoată criteriul ăsta cu domiciliu? Mă, aici nu cred. Și știi de ce? Asta e singura modalitate de a-ți da o adresă certă, se numește. Adică în momentul în care statul român vrea să dea de tine dintr-o anumită problemă. Îți dau un exemplu. Tu ai un proces cu cineva. Și te dă cineva în judecată. Singura modalitate să te anunțe că așa e în tenis îi să-ți trimită o înștiințare la adresa din buletin. Înțelegi? Și de-aia e obligatoriu să ai o adresă. Sunt țări în care adresa asta e volatilă. Adică tu poți să-ți iei, de exemplu, o căsuță poștală unde îți vine toată corespondența. Și căsuța aia poștală tu poți să o direcționezi unde vrei tu. Deci tu poți să zici, bă, adresa mea de corespondență e căsuța poștală 7. Și tu te duci la poștă și zici că stul la căsuța poștală 7 trebuie să meargă pe aleea înfrățirii numărul 13 din Bacău. Și tot ce vine acolo trimit pe adresa asta. Bineînțeles, plătești un tarif. La noi asta nu se poate pe planetă țică. Dar, repet, în orice țară, în mod normal, orice cetățean trebuie să aibă o adresă certă unde să poată fi înștiințat de anumite chestii. Că dacă n-ai avea adresa asta certă și cineva te-ar da în judecată, nu... Sau, mai simplu, nu prea ar putea să te dă în lumea în judecată, că tu n-ai putea fi înștiințat și atunci, practic, datorită dreptului tău la apărare, procesul s-ar anula, că tu n-ai fost înștiințat. Instanța, judecătoria, poliția sau cine, ei sunt obligați să te înștiințeze, cum să zic eu, înscris la adresa din buletin. Acum că tu nu te duci acasă să-ți iei documentația, să-ți iei corespondența, asta e numai problema ta. Dar datoria lor ca instituții să te înștiințeze înscris la adresa din buletin. De-aia zic, nu se poate renunța la noi la adresa fizică deocamdată. Să se facă o adresă virtuală unde tu să poți să verifici ponsaia, aia deja îți povești. Noi nu avem drumuri, nu avem justiție, nu avem educație, nu o să ne facem noi adresă virtuală. Deci aia zic că nu cred că o să desfințeze, pentru că noi suntem o țară înapoiată și nouă ne trebuie hârtii și ne trebuie un nene care să vină să... pună o hârtie într-o anumită, la o anumită adresă. Noi nu știm altceva, noi asta știm. Așa. Wicked zice, eu nu pot să dau 6 lei pe o anvelopă, având în vedere că nu ține numai 15-20 mii de kilometri, dar pentru un utilizator casnic să țin ideea de anvelopă premium și pentru fiecare sezon în parte. Nu știu ce să zic, mon frère, adică...
O anvelopă bună ție mai mult de 20.000 de kilometri. Eu, de exemplu, la Opel, anvelopele pe care le-am luat când am luat mașina, că știți că mașina vine totdeauna cu gume de iarnă, de vară, și gumele de iarnă le cumperi. La Opelul, la ăsta, am avut 80.000, deci 40.000 cu fiecare cauciuc. În 5 ani de zile. Nu. Și acum, în primăvară, cumpărăm cauciucuri de vară noi. Și cauciucurile le cumpărăm doar pentru că au 5 ani, nu că sunt uzate, că, repet, arată chiar bine cauciucurile. Adică, cred că o să le dau la cineva care are mașină și le potrivește, se potrivesc, că noi vrem să cumpărăm cauciucuri noi. Nu cred că merg numai 15-20.000 de kilometri. Adică, repet, al mele au 40.000 și sunt impecabile. Nu știu, nu vreau să-i contrazic, nu știu la despre ce vorbim, dar eu știu că anvelopele merg mult. Adică multe au 40-50.000 rulare. Adică, cel puțin așa știu eu, no, sunt care merg mai mult. Nu știu. Inferno, bună seara, șerif, mulți ani pentru șinele magnetice. N-ai pentru ce, șerif, vezi că sunt mai multe modele acolo, să te uiți, eu de acolo am luat. Găsești și mai ieftine pe net. Pentru mine avantajul a fost că sunt aici în Baia Mare, le-am verificat și sunt într-adevăr foarte puternice. Deci eu am scule grele, am asta și spuneam, am niște forfeci grele, am niște forfeci speciale de tăiat tablă. Dar nu sunt ca și forfecele de tablă, e dată exact ca și o forfecă de tăiat pânză. Dar e de tablă și e lungă, are, nu știu, 20 cm lama aia. Și e grea, mă, în frere, adică abia o ridici jos și stă în raftul ăla. Deci o ține magnetul. Aia zic că ok. Big Trean, Gaben, Gaben, up, up. Nu știu ce mă întreabă ceva. Gaben, ți-am întrebări. Tattoos Maker și pe Amazon am cumpărat Greenberg în 24 de sticle, 33 de centilitri cu 53 de euro. 24 de sticle, deci vă 2 euro și ceva bucata. Na, păi scumpuță, la noi era 6 lei. 6 lei? Nu mă, stai, era scumpă la noi, nu mai știu cât era, 16 lei. 6 lei. 6 lei cred că era, nu mai știu, vezi? Nu mai știu, mon frère. Da, Dumnezeu să-ți dă sănătate, nu știu ce să zic. Și noi tot la 33 servim, când servim. Stați așa, că dacă tot vorbeam, bla, 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 bla. Bă, foarte bună berea asta, bă, incredibil. Așa. Răzvan Erzi, am zis serios, no? Bine, dacă ai zis, ai zis. Serios, domnul Răzvan. Mr. Sebastian, te salut, șerif Gaben, cu drag din Reghin. Bună seara, șerif. Ecstasy 69. Seara bună, șerif. Știți cumva de unde aș putea achiziționa acumulator tip 26650 de calitate și preț decent pe plaiurile mioritice? Șerif Stelar, ce căcată sunt acumulatori de tip 26650? Că noi nu știm. Să ne zici și după aia vorbim. Johnny Chobby, salutare, șerif. O părere despre reclama EMAG la hârtie igienică cu aromă de cocean. Când am văzut o notificare, am crezut că e virusat telefonul. O părere foarte bună, adică eu, cum să vă zic eu? Eu întotdeauna îs pentru folosirea umorului într-o reclamă la chestii mai, să zic, sensibile, decât să facem o reclamă de căcat. No pun intended aici. Știi? Decât să facem o reclamă din aia cu, nu știu, cum cele mai penibile mi se par alea la produsele feminine de igien. Știi? Mon frère, au aia niște texte și niște... Bă, sinistre! Nici absolut sinistre. Eu nu le-aș aproba. Dacă aș fi la cinea, le-aș interzice. Reclama asta la hârtie igienică Costel, mie mi se pare funny. Și dacă e funny, depășește chestia de cringe, că ai de mie hârtie igienică, te ștergi cu ea la cur. Ok, asta este. Nu e, am râs, am glumit, asta este. Nu, eu, iar zic, prefer totdeauna umorul decât cringe, deci prefer umorul cringe-ului, știi? Deci decât să fie cringe și mizerie, mai mie să fie umor. Chiar dacă produsul, repet, e unul mai sensibil. Hârtie de igienică. Mi se pare chiar ok. Deci, vă jur, mie îmi place. Plus că, na, eu sunt mai pe mintea lor, așa. Mie îmi plac lucrurile mai tâmpițele, așa, un pic. Știi? Nu trebuie să fie chiar așa de simplu și de... Ah, ok. Big Troian, ce am o întrebare. Te rog, mon frere. FPS Gabriel zice, bună seara, domnule Gaben, aici am intrat. Abia ce am intrat. Ce părere aveți despre noua modificare a virusului? Mulți zic că nu mai are efect așa mare vaccinul împotriva virusului. Eu locuiesc în Olanda. Bună seara, domnul FPS Gabriel. Unul la mână nu se știe nimic. Și nu se știe nimic pentru că, fiind un virus care afectează un organ viu, nu prea ai cum să vorbești din prima. Trebuie să înțelegeți foarte bine lucrurile astea. În domeniul virusologiei,
statisticile vorbesc. Pentru că fiecare organism e diferit și fiecare organism diferă, reacționează diferit la un virus. Vă dau un exemplu. Noi doi stăm la o bere. Unul ia virus, amândoi luăm virus. Unul moare, unul nu. Dacă s-ar fi făcut analiza pe ăla care moare, ar fi zis, domnule, virusul ăsta omoară pe toată lumea. Dacă se făcea virusul pe ăla care nu-l moare, zicea, virusul ăsta nu afectează cu nimic, n-are nicio treabă. Statistic, virusul a afectat 50% dintre oameni și i-a omorât. Înțelegi ce zic? Astea sunt chestii de statistică. Trebuie să stăm un pic să se infectează mai mulți oameni, să vedem cum reacționează și să face, așa cum ziceam, o statistică, o sumă. Vin niște băieți și trag o linie și zic, din 1000 de infectați, au murit 3. Care era rata de mortalitate la virusul varianta Delta? 2. E mai rău. Înțelegi ce zic? Câți erau vaccinați? 50%. A, înseamnă că e cam la aceeași rată cu virusul varianta Delta. Înțelegi ce zic? N-avem de unde să știm ce să fie. Tot ce se întâmplă acum e practic o... Cum să zic eu? Oamenii încearcă să prevină îmbolnăvirea a unui număr mare de cetățeni ca să nu blocăm din nou spitalele. Că chiar e logic, eu v-am explicat ce se întâmplă acum. Exact ce a fost și data trecută. Ca să nu aglomerăm spitalele și să dăm dreptul la viață, șansă la viață mai multor cetățeni, nu îi lasă să se infecteze așa repede. Că până la urmă tot o să se infecteze, că suntem o planetă plină de cretini și nu putem sta pe curul nostru o perioadă. Că, repede, dacă planeta asta stătea 30 zile închisă, noi nu mai vorbeam despre virus niciodată. Dispărea, pur și simplu dispărea, nu mai avea nimeni niciodată. Că n-avea cum. Dar noi nu putem, nu putem, asta e viața, așa e în tenis. Bun, repet. Trebuie să stăm să vedem să se îmbolnăvează niște oameni și să tragem niște concluzii. Nu prea cred că mutația e așa de diferită față de tulpina pe care o știm noi acum, pe cea originală sau Delta. Pentru că mutațiile nu sar departe de trunc, mutațiile sunt incrementale, adică sunt pași mici. Nu, virusul ăsta nu se modifică complet. Gata, mâine eu mă uit, mon frere, eu mă simt alt virus, nu mai e, știi? Nu există. Modificările sunt mici. Foarte, ca să înțelegeți. În real life apar miliarde de mutații. Numai că pe multe dintre ele nu le simțim și, cum vedeți și voi, marea majoritate nu supraviețuiesc. Supraviețuiesc unul, două, care sunt mai puternice, mai agresive, mai, nu știu, au alt mod de transmitere, altă perioadă de incubație, atacă alte organe, nu știu ce fac ele, înțelegi ce zic? Asta e, mon frer, așa e în tenis. O să vedem, eu nu cred că vaccinurile nu sunt bune și pentru varianta asta. Așa cum vă spuneam eu, pentru că mutațiile în incremente mici, nu-s modificări dramatice de la unul la altul, de la un virus la altul, de la o tulpină la alta, dar nu putem să băgăm mâna în foc niciodată. Oricând există rău de mai rău, loc de mai rău. Adică poate să întâmple ceva rău. Poate un virus să muteze dramatic și să devină dintr-o dată planet killer. Deși și aici, iarăși v-am explicat, virusii care omoară au dezavantajul că își omoară proprii purtători. V-am mai explicat asta. De exemplu, chestia asta s-a întâmplat la sifilis. Sifilis o omora foarte repede pe vremuri. Luai sifilis, te curățai într-un termen scurt. Transmisia se făcea doar pe plan sexual sau, nu știu, dacă prin mușcături de insecte, nu știu sigur. În fine, n-are importanța asta. Dar virusul care omora oamenii a dispărut. Și a rămas o tulpină de virus, de sifilis. E boală, nu-i virus, mă scuzați, de sifilis, de boală. A rămas o variantă de boală care nu te mai omoară așa repede. Tocmai pentru că și animalul ăla, și bacteria aia, și microbul ăla a vrut să trăiască mai mult. Așa s-a întâmplat mutația. Cel care a fost în corpurile oamenilor pe care i-a omorât, s-a mai multiplicat, așa e în tenis. Și noi acum beneficiem, avem avantajul unui sifilis care nu te omoară. Că altfel era mult mai puțin cetățeni în țărișoară. Așa. Bun. Domnul Olanda, domnul FPS Gabriel, dacă tot vorbim, spune-ne, te rog frumos, cum ești? Cum ți se pare ziua României? Zi-ne două vorbe de acolo. Mălina zice, seara bună șerif, acum e potrivit, nu că la 4:30 când era deja întuneric și am urat cuiva la plecare, noapte bună. Mălina, ne bucurăm că ești aici. Așa. Victor zice, hai pa.
Deci domnul Victorian ne-a pus niște întrebări, zice, am o întrebare și acum cred că s-a supărat și a plecat. Jeleu și-a retras mesajul. Jeleu, și de unde a venit ideea de numele de Gaben? Mon frère, ideea asta a venit până anii 80, când era un actor francez foarte cunoscut care se numea Jean Gabin. Din păcate, el se scria cu I, Gabin, ca așa în franceză, Jean Gabin. Numai că prietenii mei mi-au cumpărat de ziua mea de naștere domeniul www.gaben.ro și ei nu știau că Gaben se scrie cu I. Domeniul pe care l-am ținut câțiva ani că n-am știut să fac el și pe aia mi-am făcut un blog și de atunci am devenit Gaben. A, asta zic. Daniel, salutare, șerif distribuit. Șerif! Distribuiți-o ceva, ai mânita de disperare, distribuiți! Asta zic. Trebuie să-l scoatem pe ăsta că am pregătit-o pe Florica Dansatoare. Așa. Răzvan, el zice, n-ai fost la paradă să vezi jandarmii? Ba, pe aia care... aia care defilau în legea lor, cum știau ei, aia zic. Știți de care vorbesc, nu? Dați așa, să vedeți. Jandarmi, defilare, Cluj. Ei, la Cluj! Stați așa și nu micșați. Băi, frățioare, deci nu se poate așa ceva, mă. Se încarcă reclamă! Up, up, tiriuriru! Reclama se termină în 10, 9, 8. Hai că mai vorbim între noi până una alta. Eu nu știu ce-i cu ăștia, mă, care fac reclame de 12 secunde pe net. Chiar au impresia că cineva se uită 12 secunde la clipul lor? Bă, voi sunteți bolunzi. Deșteaptă-te, ro... Da, să vă dau și o sonerie. Heia, opa, mâna sus cu toții. Uite-te la ei, mă, bă, uite-i, mă. Opa, bă. Cum v-o aduna, mon frère? Uite, uite, ăsta la ultimul, ăsta ultimul. N-am nicio treabă. Mon frère, deci bă, ăștia batalionul... Stai, batalionul de jandarmi cu nevoi speciale, mon frère, nu te să râdeți. Bă, îmi luat de mintea, mă. Ăștia e jandarmeria. E bătut ăștia, vin și te bat. Îți dai seama, dacă ei nu știu să facă pază de defilare, bă. Bă. Eu vă spun, când am fost copil, pe noi ducea în tabere pentru pregătirea pentru apărarea patriei. Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. PTAP, așa se numesc. Pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Și făceam pază de defilare. Bă, vă jur, noi în prima zi îl făceam mai bine decât ăștia, mă. Și eram niște copii de 10-15 ani, mă. Jandarmii, bătătorii națiunii, bă, asta zic. Și ăștia s-a angajat, știi? Bă, n-ai pe cineva, dau și eu 2000 de euro, mă fac jandarm, salar, ies la pensie repede, mai bat și tu un om. Aia zic. N-am fost, mă, frer, să văd niciun jandarm, bine că n-am fost. John Experience zice, indienii și asiaticii pe freelancing fac muncă patriotică. Nu fac muncă patriotică, mă, frer, adică pentru ei 20 de dolari pe zi, sunt foarte mulți bani. Adică un asiatic dacă face, eu am mai povestit cu unul, că eu am lucrat, hei, voi nu știți. Am făcut eu acum nu știu câți ani un site de tricouri în care am băgat 19.000 de euro. N-ai. Și am lucrat cu o echipă mixtă, una din Baia Mare, una din Cluj și una din India. Mi-am mâncat sănătatea, mi-am distrus ficatul cu toți, în fine. Dar vreau să vă zic că indienii erau pentru cei mai serioși, asta lăsând la o parte. Așa. Și lucrasem cu o firmă din India. Dar la un moment dat indianul mi-a scris și a zis: bă, uite care e problema, eu plec de la firma asta. Dacă vrei să lucrăm în continuare, zici, o să-ți trimit adresa mea de mail și lucrăm în continuare. Și am zis: bun, câți bani vrei? Și a zis: bă, eu, deci pentru mine 20 dolari pe zi, ok. Și omul, bă, știa programare la nivel, era birdie, adică era șmecher. Ca să vă explic, eu făcusem un site unde puteai să-ți personalizezi tu tricou. Că eu am avut impresia atunci că românii să fie foarte încântați de ideea că poți să-și facă un tricou singur. Am făcut site-ul și cred că am avut vreo 5 clienți care și-au făcut tricou. Am avut vreo 400 e-mail-uri că cu aia cum să faci, dar nu faci tu, dar nu poți. Și după aia am angajat un om care stătea și făcea tricouri online, că n-am ce să facem. Și după aia au murit și asta, că românii n-aveau timp să stea la telefon și pe online. Și dacă aveau tricoul, cumpărau, nu era, nu-l cumpărau, serios. În fine, deci aia vă zic că am lucrat cu indienii. Și indianul mi-a zis că el, bun, nu lucra numai pentru mine, asta fiți sigur. Dar cam așa, chiar la început, cam astea erau tarifele. La 20 de dolari pe zi, aia nu era mulți bani. Bine, am lucrat multe zile. În fine. Așa e în tenis, mă, frate. Adică asta este. Pentru ei bani mulți. Pentru noi, nu știu, 100 de euro bani puțin. Pentru ei o treime din salar.
Așa, Radu Bode zice, șerifi, am câștigat 4 beri acum ceva timp și mi le-ai trimis mamei mele, mulțumesc mult, dar eu nu sunt în țară și expiră în ianuarie. Dă-mi, te rog, adresa să le trimit, măcar să le bei tu. Hai, mă, un frer, lasă-o, căcat. Am trimis berea pe care ți-a trimis eu înapoi. Ne bate Dumnezeu, mă, Radu. Dă-le, mă, zile la Mike, ta să le bele. Du-te, mă, vezi de treabă, mă. Stai liniștit, mă. Dă-o pișpea de bere, mă. A fost cadou, mi le dai înapoi, mă. Zi la mama ta, zvedă, e cadou la cineva dacă nu le poți bea, mă. Serios vorbesc. Mersi de intenție, mă. Mulțumesc din suflet, dar nu, nu-i caz. Ataraxi, bonsoir, șerif. Bonsoir, mon frère. Și Arzvanez zice, te ascultam așa pe fundal și când am auzit de CAD, m-am oprit din treabă, am venit pe pagină să văd, poate mai lucrează și altul în AutoCAD pentru cadastru. PS, îmi place căciula galbenă. Da, mon frère. Păi da, este aici un băiat care zicea că ar face un ban în plus. Uite, hai facem o lipeală aici. Trip Sensation zice, salut Gabi, te sun, te pup tura asta de acasă. Oh, șerif, te-ai întors pe meleagurile minunate țărișori. Așa, music, med, bun, bun sers, șerif. Adică bună seara, șerif, da, e la masculin. Bună seara, șerif. Zice, am cumpărat acum niște Viking de iarnă super bune. Da, Viking e, mi se pare, nu vreau să greșesc, mi se pare că Viking e brand tot al lui Michelin. E un sub-brand al lor, ceva bun. Răzvanel zice, pe mine nu mă țin gumele nici 1000 de kilometri dacă merg numai în drifturi. Aici, mon frère, aici e altă discuție. Eu v-am zis, nu-s vitezoman, nu când scârție cauciucurile când plec de pe loc, mai lejerea nu, că toate fluierăturile astea sunt pe bani, nici nu știți cum sar banii când încep să fluiere cauciucurile. Și planetare, și telescoape, nu așa. Dar, mon frère, fiecare cu plăcerile lui. Eu, de exemplu, îmi cumpăr Adidas. Mi-am luat Adidas Star Wars cu 400 lei. Stați că am găsit la reducere că erau 960, dar asta e altă discuție. N-are rost să povestim. 960 lei pe pereche de Adidas. A, trebuie să fii nebun, zic. Așa. George zice, Seros, șerif, Gaben și șerif. Șerif, te salutăm în numele Comitetului Național Intergalactic de șerif. Așa. LDI zice, de 7 ani îmi vin în științele de la fostul proprietar, am sunat la poliție că eu nu vreau să mă figureze ca domiciliat. Evident, nu se poate modifica nimic în sistem. Aici e contrazic, mon frer. Dacă el a fost proprietar și a vândut proprietatea, poliția mi se pare că e obligată să-i... Da, nu știu. Să-i schimbe adresa în buletin. Păi, trebuie să mai stai 3 ani până își schimbă buletinul, o să zic. Așa, music medic, bla 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 bla, cu un grâlș în față, bla bla bla, șerif. Uite, mai un pic, o lacrimă mai avem. Așa, Trip Sensation, ce Gabi, ce părere ai de Nokian? Foarte bună, mon frer. Nokian îți cauciucuri foarte bune. Am ales să-mi iau de la ei pentru sezonul rece, a fost aproximativ 500 lei bucata. Nokian îți gume foarte bune. Nokian a fost primul cauciuc de iarnă, ei au făcut primul cauciuc de iarnă. Moș Crăciun și 26.650 încarcă de pe iVape. iVape. Încearcă pe iVape. Trebuie ceva cauciuc pentru cauciuc ăsta. Deci tu m-ai întrebat unde găsești acumulator din ăsta? 26.650? Asta m-ai întrebat după mine, mon frer. Că n-am înțeles întrebarea, dacă nu te superezi. Cel mai bine e zic că găsești pe TME, da, TME.eu, așa se numește site-ul, dacă vrei să-l cumperi. Uțu Trifa zice, bună seara, salut! Ecstasy 69, serif și lar, sunt acumulator pentru lanterne. Ah, ok. Repet, mon frer, pe TME.eu găsești majoritatea tipurilor de acumulatori. Acum nu știu să-ți spun dacă e ceva mai special, că nu cunosc codurile. Așa, Luke Bart, hello, parcă tu aveai metoda perfectă pentru mâncata în show, sper să nu te confund, poți să o împărtășești. Metoda perfectă pentru mâncata în show, nu mai știu să zic. Adică eu am niște povești cu anșoa, că eu mănânc anșoa, eu îl mănânc și cu ochii, eu sunt nebunit pe anșoa, dar nu mai știu să zic dacă am o metodă sau nu. Că n-am, eu îl mănânc așa, ca pe pește, nu știu să zic. Nu știu, mon frere, trebuie să dezbatem puțin subiect, poate mi-aduc aminte, dacă a fost vreodată discuția asta, nu știu. Că am o vârstă, vezi. Cyprex zice, jeleu, ia-ți muiere să-ți facă ea.
nu știu ce. Tudor Vlad, ce salut, șerif, ai văzut clipul lui Tavi, partea despre sensul giratorii, expune faptul că nu e în regulă să virezi stânga de pe banda 1 sensul giratorii. Tudor Vlad, și când ne-a arătat cu mașința pe planșetă, ne-a arătat banda 1 sau 2. Banda 1, Monfred, dar la noi așa era în sens, așa săgețile și aia în tenis. Nu e ok, hai să-ți explic ceva. Și eu pot să fac un clip să zic, bă, așa se circulă în sensul giratoriu. Dar n-a nicio valoare, că știi de ce? La noi nu-i reglementat prin lege. Degeaba vine un băiat și zice așa, sau vine alt băiat și zice așa. Că tu dacă dai în judecată, câștigă avocatul care e mai șmecher. Că așa e în țara asta. În Germania este regulă așa cum v-am arătat eu și cum e logic să fie. În Germania așa e legea, așa spune legea lor. Legea circulației, așa să circulă în sensul giratoriu, nu altfel. La noi nu există. La noi niște cretini care au făcut legea au uitat detaliul ăsta. Nu l-au pus în lege. Și fiecare interpretează cum vrea mușcul lui. Ții minte polițistul ăla care a vrut să iasă din sensul giratoriu. El era pe banda a doua. A vrut să iasă din sensul giratoriu. Unul de banda întâia, el făcea sensul. Normal, polițistul trebuie să ia acord de prioritate că el schimbă banda. Ăla l-a claxonat și s-a dus jos și a luat carnetul. Că el era polițist, vezi, doamne. Lucru care e absolut ilegal. El a zis, bă, așa e legea. Și într-adevăr, nu poți să-l contrazică nimeni, că legea nu spune da sau ba. La noi legea, din punctul de vedere al sensului giratoriu, e total ambiguă. Nu zice nimeni exact cum să face. Nu este nicio lege care să zică, bă, așa să face. Cum? În orice țară normal. Nu există. Și atunci fiecare interpretează cum vrea. Și eu pot să fac un clip să zic, bă, uite, așa să circulă în sensul giratoriu. Nu e neapărat faptul că am dreptate. Înțelegi? Poate să fie domnul Tavi Petea ce vrea el, Pertea. Cum a mai fost discuția asta? A făcut și Godină un clip, nu știu dacă mai țineți minte, care e total diferit al lui dealul Tavi Pertea. Și fiecare are dreptate că la noi legea nu spune cum să faci. Și când ajunge în instanță, judecătorul înseamnă ce zice legea. Și juristul poliției zice, legea nu știe nimic. Că suntem o țară de căcat, nu suntem în țară, să dăm o lege de circulație în țară. Legea circulației, să o adaptăm un pic. Că înainte nu era stres și știi de ce nu era stres? Hai că vă explic eu, că erau două sensuri giratorii în toată România. Că pe vremuri, oamenii își puneau mintea la contribuție și făceau semafoare și se făcea. Acum, când trebuie să facă o intersecție, cacă o mizerie din aia rotundă, v-am explicat eu, bă, descurcați-vă. Sensul giratoriu e exact esența României. Bă, descurcați-vă cum știți voi. Exact asta. Ei fac un căcat rotund și de acolo încolo noi dăm priorități, nu mai trebuie ei să calculeze nimic, să repare semafoare, să gândească cine dă prioritate la cine, stai că aici ai mai circulat, aici punem cedează, la aia punem stop. Nu, mon frere, pune un căcat din ăla rotund, români, alele bleu, descurcați-vă, înțelegi? E foarte simplă discuția. De-aia e căcatul ăsta cu sensul giratorii. Că nu există nimic legal care să spună așa cum e. Eu am vorbit cu șef de asociații de, bă, știa mă, frate, zi, școli de șoferi. Juriștii unor asociații școli de șoferi. Și zic, domnule, nu există. Fiecare poate interpreta cum vrea legea. În instanță poate câștiga oricine. Nu, bă, la latitudinea judecătorului. Depinde cum pledează avocatul și cât e de, nu știu, judecătorul de dispus în ziua aia să-ți dea amendă sau nu. Și gata. Da. George zice, așa am zis, Inovia mutația Omicron este cu 60% mai virulentă și ceea ce ne îngrijorează este o amprentă de HIV în secvențiile făcute. Dar ceea ce s-a remarcat în cercetare a fost identificat acum 20 de zile. Este că o colește cu anticorpi. Uite, e domnul de la Inovia, domnul în domeniu, domnul se ocupă cu așa ceva. Uite ce zice. Eu nu știam asta. Și mutația Omicron este cu 60% mai virulentă, adică se transmite mai rapid cum ar veni, nu? Și ceea ce ne îngrijorează este o amprentă de HIV în secvențierile făcute. Da, ceea ce s-a remarcat în cercetare a fost identificat acum 20 de zile. Este că o colește cumva anticorpii. Nu? Aici, nu știu, vezi, s-ar putea să fie un lucru rău. Adrian, și nu s-a arătat, gata, am ajuns, am mâncat, m-am spălat. Mister Adrian, să știi că dacă ai sughițat, te-am menționat de câteva ori și ți-am mulțumit pentru berile pe care, uite, iată, cu nesați le consumăm. Da. Inovia, dar sunt irelevante ca certitudini datorită numărului mic de subiect testat. Adică exact ce v-am spus eu mai înainte, în cazurile astea, numai statistica spune. Deci doar statistica poate să spună, da, e periculos, nu e periculos, e mai rapid, nu e mai rapid, omoară mai puțin, mai nu știm. Trebuie să stăm, să treacă un pic de timp, să... Noi încă suntem la faza de trial and error și hai să încercăm, vedem ce iese. N-avem deocamdată alte soluții, alte direcții de cercetare. Bobelism, oho, serious sheriff, Mr. Bobelism, la ora 9 o să vine.
Wicked zice, apropo, am luat amendă că am intrat pe o stradă unde numai riverani au voie, lucru care timp de 7 ani nu a fost o problemă, dar na. Bețele de pescuit furate în primăvară încă nu mi l-au găsit. Da, parcă are vreo legătură, mă frer. Așa e în tenis. Dacă-s numai riverani, n-ai voie să te duci să zici că locuiești la unul dintre ei. Cum e treaba? Trebuie să fii pe buletin? Asta înseamnă riverani, că stați, că ai adresa acolo. Nu poți să zici, domnule, mi-am cumpărat casa acum, încă nu mi-am făcut mutație. Zic și eu. Așa. Îmi pare rău, mon frere, asta este. Știu ce înseamnă, știu ce simți când ai amenzi la statul român. Adrian, și-am lăsat o veste înainte de live pe grupul de Facebook. Am lansat o veste înainte de live pe... Ok. Bine, șerif. Audio name, ce șerif, tu vezi, tu șezi cu un pocal de bele, eu șed în pivniță lângă butoiul cu varză și te ascult cu albă de moare în varză. Îmi imaginez scena. Șerif, da, să-ți fie de bine. Așa. Ecstasy 69, zice Moș Crăciun, ai vape, au acumulator, no name la preț de acumulator premium. Da, ok. Adrian zice bla bla bla, chiar ce am vorbit. Domnul Adrian, bla 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 bla, din berea ta. Așa. Șerif, ți-a plăcut jandarmul care a picat de pe calul din dotare? Asta nu știu dacă știți. Asta e ultimul, a apărut acum. Să vi-l arăt. Jandarm cade cal. Așa se caută pe Google, în caz că nu știați. Asta vreau să vă zic. Hai să vă dau unul de pe Hot News, că poate sunt mai scurte reclamele. Băi, ce țar de căcat suntem, băi, incredibil. E bine, bă. Stați așa. Și nu mișcați. Oare se vede? Nu se vede. Uite-l acum. Stați așa. Stai așa, mămic, uite. Le jandar. Deci hai, mămică, hai. Stai că mă urc. Ține-mă că mă urc. Bun. Hop, 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 hop. Nu-i legată scara, înțelegi? La sub burta calului. Săracul căluț, bă. Mie de cal, mi-e milă, bă, vă jur, mă. Deci vă jur, mi-e milă de cal, mă. Cum se poate așa ceva, bă? Cât de prost e să fii, mă. Lui nu-i legată, mă, șaua, mă. Deci uitați-vă, știi că, uite, vezi? Aia de sub burta calului, aia trebuie să fie legată sub cal. Cel, mă. Băi, frățiuer, mă. Băi, unde vă găsesc ăștia, mă, motociclistele, mă? Uite-te la el, mă. Fantastic, bă. Stai să-l mai vedem o dată. Gata, ultima oară și vă las. Uite aici. Uite. Deci, uite. Hop. Bă, mi se pare absolut incredibil, bă. Bă. Ok, n-ar trebui să fim răi, că n-ar trebui să fim răi, dar bă, nu se poate, bă, deci vă jur. Nu-ți ești tu niște oameni, mă, care știu să călărească, mă, un frer, așa. John Experience, ce da acolo, da, erau ăștia în Coreea de Nord, îi împușcau ei acolo. Nu știu despre ce vorbi, Mr. John. Vlog soundtrack, zice, dar pe jandarmul ăla care căzut pe care l-ai văzut, așa. Adrian, ce mai faci, mămule, nu speram la live-ul ăsta. De ce, mă, un frer? Așa, Micoroi Daniel Foa, batalion disciplinar, Pop Florin Ștefan, seara șerif, ai postat poveștile vechi pe Patreon, nu? Încă mai avem de lucru. Sper acum să terminăm în weekend. Așa. E enorm de mult de muncă, bă, frate, deci nu vă puteți imagina. Am crezut că termin în 2 zile, nici n-am zgâriat suprafața. Dar o să încep să le pun pe rând și o să le punem acolo. Așa, George Gagin zice, șerif, îmi pun să beau și eu șeful meu, Gabi, șerif, cută dragul. Adrian zice, dacă e vorba de... Cad, Katia, Creo, Solidworks și Cam Esprit. Freze Stungur, vă stau la dispoziție și eu caut să fac un cent extra. Uite, iată. Adrian zice, ba, apropo, Trip Sensation zice, Gabi, mai ai Skoda, nicare film ai. O, mon frer. Făbiuța am vândut-o acum 10 ani. Oare 10 ani? Nu știu dacă 10 ani. Trebuie să mă gândesc. Am vândut Fabia și după aia am avut superbul mulți ani și după aia am luat Opelul pe care deja am terminat leasing-ul.
Deci, Manfrer, cred că Făbiuța cred că e pe la fier vechi deja adusă, deci cred că e topită deja și Superbul am înțeles că îl mai are băiatul la care l-a cumpărat de la mine. Deci, nu. Adrian zice, ăștia, au scos ăștia de 20 de lei, nu era și așa destul de greu să găsești să schimbe prin birou una de 20, acum să vezi distracții. Asta, mon frere, ca să înțelegi, asta cu 20 de lei, e o mizerie ca să arăte țărișoarei, mamă ce băieți care respectă femeile suntem noi. Nu are nicio valoare, nici practică, adică nu e o chestie că, vai de mine, lipsea moneta, bagnota e 20 de lei pe piață, o să fluxul de numerare e mai sexy. Nu. E pur și simplu pentru că niște doamne au insistat să fie o femeie pe bancnotă și pentru că nu vreau să dăie pe nimeni afară, nu vreau să scoată pe nimeni din echipă, au inventat moneda asta de 20 lei, care n-are nicio valoare, absolut nicio valoare și nici nu cred că o să circule foarte mult decât așa ca și curiozitate. Deci asta e părerea mea personală. E un alt lucru căcat românesc făcut numai așa, de dragul de a face ceva, știi? Repet, fără nicio valoare practică. Așa, Digitize zice, în ce an te-ai născut, șerif? În 73, mon frère. Covi zice, nu e adevărat. Nu e adevărat, șerif, fă-ți de acord cu tine, dar nu știu despre ce vorbim. Nu pot decât să te aprob. Stați așa. Inferno zice, șerif, îți dau link-ul de bere pe Patreon, presupun că s-a șters când l-am pus aici. Da, aici am un frer, nu merg link-urile. Numai eu pot să pun link-uri în chat-ul ăsta. Așa. Covid zice, banda de sens nu se desparte în două benzi. Da, mon frere, nu, dar hai să nu intrăm în detaliu ăsta, că n-am nervi de acum de sensul giratoriu. O să discutăm asta altă dată. Dar în sensul giratoriu de care povesteam eu, sunt două benzi. Este una care era înainte și la stânga și este una care era la stânga și înapoi ceva, știi? Deci erau două benzi, asta zic. Ok. John Experience zice, ce nu să pun marcaj în sens cu săgeți pentru a vedea pe unde se ești? Simplu, alb, pe zgura măsii. De aia, mon frer, că nu este lege. Și dacă el pune săgeată, el e obligat să răspundă la judecătorie. Că asta vă explic eu. Sunt cetățeni care au avut accident în sensul giratoriu și s-au dat în judecată unul pe celălalt. Și unul dintre ei, odată în judecată firma care a făcut marcajele, aca primăria până la urmă, că și primăria a fost chemată cotoparte, nu, cum se numește asta, se cheamă... Avea, nu, nu are importanță. Ca să înțelege, de ce ai făcut marcajele așa? Că legea nu spune că se fac așa. Și omul a zis, băi, eu am făcut cum scrie marcajul, știi? Și eu zis, bun, dar marcajele sunt greșite. Omul a zis, băi, nu-i problema mea, dar să judece că era. Și atunci, de atunci, oamenii nu mai pun săgeți în sensul giratoriu. De ce să certe cu cetățenii și să răspundă în fața legii? Ei fac sensul giratoriu, v-am mai explicat. Descurcați-vă, mon frere. Că de-aia suntem în situația în care suntem cu sensurile vieții. Așa. Covid zice linia. Linia. Ok. Adrian zice, dați like că vă fulger în chimniță de nu. Venit, am eu. Așa. Florin Hede zice, oricum legile rutiere și nu numai, la noi se aplică preferențial, vezi accidentul lui Bode pe Valea Oltului. Bineînțeles asta. Deci, trebuie să fii în România, trebuie să fii nițel, hai să nu folosesc cuvinte grele, dar trebuie să fii nițel credul, dacă ai impresia că în România există lege. În România există cine are avocatul mai șmecher și cine are mai mulți bani în buzunar. În orice domeniu aici, nu are rost să vă spun. Eu am avut foarte multe procese în țărișoara asta. Foarte multe. Și n-am câștigat niciunul. N-am câștigat pentru că n-am avut bani în buzunar niciodată. N-am fost copil sărac. Înțelegi ce vă zic aici? N-are nimeni grija voastră, mă. Ascultați ce vă zice Gabena. Nimeni. Ai bani, câștigi procesul. N-ai bani, la revedere. Și să fac la noi, să fac niște abuzuri, bă, de nepermis, mă. Absolut de nepermis. Deci nu... Vă dau un exemplu. În mod normal, când te dă cineva în judecată, trebuie să te dă în judecată în localitatea în care stai tu. Așa zice legea. Înțelegeți? Deci eu dacă stau în Baia Mare și tu ești în Cluj și trebuie să mă dai în judecată, trebuie să mă dai în Baia Mare, ca să nu trească să vin eu la Cluj. Eu, nu știu cum să vă spun eu, e o regulă în drept, adică să nu cumva să mă pui să umblu eu pe drumuri. Vrei să ne judecăm? Vii tu. Ok. Pe mine, odată, eu am cumpărat marfă când aveam un magazin pe vremuri, am cumpărat marfă de la un băiat din Iași sau nu știu de unde căcat. Când a ajuns marfa la noi, marfa a fost spartă, eu am refuzat să o iau. I-am trimis-o înapoi, omul a zis că pe el nu-l interesează, că să-i o plătesc. Și am zis, băi, ești bolund? Marfa a venit spartă, nici l-am deschis coletul. Coletul nu a fost deschis. L-am luat, zdrângânea, l-am dat la ăla și a zis, bă, frer, du-te, vorbești și cu omul. Omul m-a dat în judecată în Iași.
Înțelegi ce vă zic aici? Pur și simplu, la judecătoria din Iași, un avocat a depus o hârtie. Eu am primit notificare, m-am zis la avocatul meu și avocatul meu a zis, bă, ce mod normal, trebuie să trimitem o întâmpinare, dar în mod logic, el n-are voie să dea în judecată în Iași. Știți ce s-a întâmplat? El a câștigat procesul din Iași, eu n-am mai fost înștiințat de nimic și procesul meu sunt continuare eu pentru că nu m-am prezentat, am pierdut proces și eu trebuie să-i plătesc marfa. Și o sumă destul de mare. Înțelegi ce vă zic eu aici? Mon frer, țara asta e, bă, e pe viață și pe moarte, aici e sălbăticie. Cine are șmecherie, cine știe, cine poate, câștigă. Cine nu, zero. Dacă unul te dă în judecată și cere 1.000.000 de euro, vă mai dau un exemplu. Am fost în chirie într-un spațiu. Când am plecat din spațiul respectiv, am lichidat contractul. Am zis, l-am anunțat pe ăla cu 3 luni înainte, vezi că nu mai stăm în spațiu. Și el a zis, bine. Am făcut o hârtie, s-a rezilat contractul, în ultima, contractul s-a încheiat, noi am plecat. Și el a mai făcut o factură de chirie, că a vrut el. Pur și simplu, fără nicio motivație logică. Deci noi în septembrie am plecat, el în octombrie mi-a trimis factură de chirie. Eu i-am trimis mail și am zis, mă, frere, ești bolund? Noi avem hârtie, că contractul nostru s-a rezilat la 1 septembrie și septembrie e ultima lună pentru chirie și utilități, mai de ce să-ți mai plătești chirie. Știți ce s-a întâmplat? M-a dat în judecată. Eu iarăși vă spun, perioada aia, până trecând până niște probleme și până niște asta, am neglijat problema. Pur și simplu am neglijat-o. Și vreau să vă spun că, nu mai știu, mi se pare că n-am primit a doua înștiințare sau ce, au fost o chestie de căcat. Și mi-a venit hârtie, trebuie să-i plătesc 4.000 de lei la om. Înțelegi ce vă zic aici? Deci la noi, dacă unul te dă în judecată că vreau 1.000.000 de euro și tu nu te duci la judecătorie să zici, bă, stați-mi că nu ești dator, deci dai 1.000.000 de euro, deci serios, nu există. Bă, acolo, într-adevăr, eu greșisem, dar până la urmă, vă repet, eu am primit prima înștiințare, am vorbit cu avocatul și a zis, bă, stai liniștit că trebuie să-ți vină hârtie din aia când începe procesul, n-am mai primit nimic. Pur și simplu n-am primit. Nu știu dacă a venit pe adresa lui, că era posibil să fi venit pe adresa unde era el. Și asta se poate, nu știu. Deși ele trebuiau să vină la sediul firmei care era în altă parte. Nu vorbim. Și i-a plătit 4.000 de lei ca să scap de gura lui, că n-aveam ce să fac, că altfel mă executa silit și plăteam și mai mult. Așa e în tenis, mon frer. Deci nu ai, mon frer. Adică în țărișoară nu există justiție. Asta e o himeră așa. E o vrăjeală așa ca să mai punem noi botul din când în când. Bun. Bun. Așa. John Experience, de ce nu se pun mancaj, am zis, linia, așa, îmi sărise chat-ul, de-aia ne întoarcem acum. Florin Hede zice, oricum legile rutiere și nu numai, la noi se aplică preferențial, vezi accidentul lui Bode pe Valea Oltului, exact ce am vorbit. Luke Bard zice, ai vorbit mai de mult de o combinație cu Anșoa, care-i Dumnezeu pe pământ, care-i preferata ta, scuze că insist. Nu mai știu, mon frère, în Franța mâncam cu baghetă, mâncam Anșoa. Dar eu la Anșoa nu pun nimic, eu îl mănânc așa... ăla în borcan cu ulei, știi? Eu îl mănânc așa, cu pâine, nu... Nu știu, mă să zic. Așa, infernul ce șerif, fă-ți buletinul pe strada aia și contest amenda. Da, nu se poate retroactiv, mă frate. Bikes GoPro zice, șerif, într-un oraș din Anglia, mai exact în Milton Keynes, sunt 130 de sensuri giratorii și se vede diferența, niciodată nu este trafic la nicio oră. Da, mă frate, eu nu zic asta, dar la noi, ca, hai să-ți dau un exemplu, ce problemă am eu. La noi este drumul care intră în oraș și iese din oraș. Și tot timpul nu poți circula pe el, deci arteră de mare viteză, să zic. Da? E un drum cu două benzi pe sens, prin care se intre și se iese în oraș, care e tot timpul blocat. Și știi de ce? Pentru că la intrare în oraș este sens giratoriu la Dedeman, este sens giratoriu la Mercedes, este sens giratoriu la un complex comercial, la un shopping mall din ăsta și este sens giratoriu la Auchan, Brico, altii ăsta. Sunt două sensuri giratorii. Trei sensuri giratorii, fix la intrare. Și tu care vii din oraș sau ieși din oraș, trebuie să le dai prioritate la băieții care intră sau ieși din Dedeman. Depinde de cum vii și cum vii, înțelegi? Ori asta e o prostie din punctul meu de vedere, că tu blochezi exact artera care ar trebui să nu știu cum să vă zic eu, să funcționeze din plin. Dar asta se face pentru că băieții s-au dus la primărie, au dat o șpagă și li s-au pus un sens giratoriu. Și omul care iese din Brico, sau din, repet, din sensul, din Dedeman, sau din Galeria Auchan, el are prioritate față de omul care intră sau iese din oraș. Ceea ce nu e logic, dacă îi să mă întrebați pe mine. În orice țară civilizată, ieșirea și intrarea din oraș, mon frère, îi ață. Restul, să se descurce. Dacă au avut bani să-și facă centre comerciale, bă, să-și facă chestii ocolitoare, să-și facă sensuri giratorii, să-și facă să se ocupe.
Dar nici într-o țară din asta normală, pe intrare și ieșire din oraș, arterele care trebuie să fie cele mai, cum să vă zic eu, cele mai fluide, pe care să se circule cel mai repede, alătă în timpul... La noi aici se spline sensul giratorii. Știți ce se întâmplă? În fiecare zi la 5, 2 km de mașini. În fiecare zi. În fiecare fucking zi. Zi normală. Nu vorbim de zi de... Nu știu, înainte de sărbători sau ceva. Nu, zi normală. În zi normală, când toată lumea iese din oraș să ducă acasă sau dimineața când vin toți spre muncă, nu poți sta în oraș. Nu poți intra în oraș, trebuie 10-15 minute să stai în drum, care înainte nu stăteai. Asta zic eu. Eu nu sunt împotriva sensurilor giratorii, să nu mă înțelegeți. Eu, din potrivă, consider că sunt un tool foarte bun, dar trebuie folosit acolo unde e cazul. Avem sensul giratoriu în care întoarce autobuzul, în care autobuzul trebuie să treacă pe amândouă benzile, că sensul giratoriu e așa mic, că l-a pișat în mijlocul drumului acolo, l-a aruncat din găleată, a pus trei cărămizi și a făcut un sens giratoriu, care îl are 3 metri. Ori autobuzul nu poate să-l ocolească. Și atunci autobuzul ăla face niște manevre care pot însemna oricând un accident de circulație, pentru că băieții nu știu să își asume să facă cum trebuie circulația în zonă. Trebuiau să facă niște sensuri unice, trebuiau să, nu știu, să lărgească drumul, să facă ceva șmeche. Nu. Ei au luat pe drum, au pus un sens giratoriu și știi ce se întâmplă? Este un băiat care iese pe o străduță lăturalnică, tu vii pe drumul principal și ăla ți-ese în drum, trebuie să-i dai prioritate. Toată lumea frânează ca să iasă băieții aia dintre case. Asta, în termen de fluidizare a traficului, e o tragedie, e o crimă. Zic. Așa. Adrian zice, dacă mai vrei bere, vine transport în 19 să-mi spui. Păi da, mă-n frer, mă, să-ți trimit banii, că nu mai trec gratis. Adrian zice, este Greenbergen în Profi City, 6 lei. Eu nu știu ce e Profi City, că noi n-avem. Avem oare Profi City în Baia Mare? Că mă duc să văd, mă-n frer. Dacă este, nici nu te mai deranjez. Rareș Drăgan zice, totuși nu zice nimic de situația politică de azi, PSD și PNL împreună la hoție, șerif, o să fie nașpa. Păi, mon frer, ce să mai zicem? Ce am putea să mai zicem? Am zis? Pur și simplu, noi acum, ca și cetățeni, nu mai avem nicio șansă. Noi putem doar să sperăm că la alegeri nu o să voteze așa mulți oameni cu PNL-ul și PSD-ul. Deși, iarăși îți spun, majoritatea oamenilor care trăiesc bine în țara asta, o trăiesc bine datorită PNL-ul și PSD-ului. Așa că eu sunt convins că tot așa o să fie. Nu, repet, țărișoara asta nu are nicio șansă, mon frer. Noi suntem prizonierii unor, nu știu, 2 milioane, 3 milioane de bugetari cât sus și la revedere drum bun. De acolo încolo, Dumnezeu cu mila. Nici nu suntem, iarăși vă zic, noi nu suntem nici oameni uniți, că dacă noi am ieșit la vot, PSD-ul și PNL-ul n-ar avea nicio șansă. Dar noi nu suntem. La noi prezența la vot 30%, ce să faci? La 30% nici măcar n-are sens să mai gândim că s-ar putea schimba ceva. În fel, să nu ne întristăm. Extra zice, șerif, mersi de info, foarte bun site-ul TM. Bă, sunt și foarte buni, foarte profesioniști, produse bune, prețuri destul de ok, livrare ok, îs ok. Eu lucrez cu ei de, cred că de vreo 10 ani, 12. Luca Cristian zice, jandarmi că ei, dar de toți cei care erau bot în bot pe pandemie. Păi, iar zic, mon frere, eu, e selecție naturală, mă. Eu v-am mai zis asta, că noi ne ferim, nu ne ferim, și asta e, că oamenii decid să stea la, nu știu, în mijlocul valului 4 de pandemie, ne îndestrăm spre valul 5 acum cu pași repezi. Tu te duci și stai înghesuit acolo cu oameni ca să vezi niște băieți care defilează, că nu știu dacă ar fi ceva interesant de văzut, dar eu, poate greșesc eu aici, nu, poate nu avem aceleași valori sau nu sunt aceleași lucruri care ne clatină barca, dar eu nu văd nimic interesant într-o defilare militară. Din potrivă, mie mi se pare o prostie crasă să scoți armata în drum, să defileze în fața oamenilor și cheltuiești o groază de bani, tancuri, avioane, scoți jandarmi în stradă, stă toată lumea în frig și de căcat că noi avem ziua națională iarna, stă toată lumea în frig acolo și se uită unii la alții cum trec și defilările astea militare și-au rost în momentul în care, nu știu să zic, tu trebuie să demonstrezi cuiva că ești o forță militară și ai ce arătat. Noi avem 6 tunuri și 8 lansatoare de rachete care au fost $1 miliard și care eu îți garantez că nu merg. Avem 3 elicoptere, un avion Hercules, eu știu ce mai... Căcaturi din astea ce am mai primit și noi de la alții. Mai avem niște Humvee-uri din alea primiție de la americani. Avem niște F-16 pe care unul mere, unul nu mere, n-avem 2 piloți, la unul nu e schimbat uleiul, la unul îi bate ceva pe dreapta. Ce să... Bă, frate, facem noi defilare militară. Defilare militară facem în condiții în care ești... Nu știu, vrei să demonstrezi cumva că ești o forță militară. Noi nu suntem. Noi suntem vai de curul nostru. Eu vă garantez că dacă avem război, ăia intră în Rusia exact cum au intrat
Talibanii în Afganistan, mon frer. Nu s-o pune nimeni. Eu vă garantez, mă. Asta și vă spun eu. Armata asta română pe care avem noi și o laudă ăștia. E o armată de carton, mă. Ce generali avem noi și ce soldați. Bă, asta și vă spun eu. Dacă începe război, noi, în 10 minute noi depunem armele. Noi întoarcem armele ca la 23 august. În fel, da. Utru Trifa zice, ești fenomenal, poți să faci live-uri mai des din astea. Șerif, nu știu, cred că asta e glumița asta, nu? Așa, Sorin Ioan Nedu, salutări din Tenerife, Șerif. Oh, mon frère, din Tenerife. Tenerife, bă. Cum e? Ești mândru că ești român în Tenerife? Să ne zici. Cum e? Cum, care e părerea ta de la distanță de acolo? Așa, Infernus zice, acum că au băgat și 20 lei, putem să jucăm Monopoly pe bani reali. Da, mai un pic dacă ne mai rezolvă domnul Câțu un pic cu inflația, apoi bani real o să fie și aia din Monopoly, câtă de aceeași valoare să aibă. Sorin Ioan Nedu zice, când vii pe la noi la soare? Unde, mon frer? În Tenerife? Tu șezi acolo? Ești naturalizat acolo? Te-ai lipit de sol acolo? Cam slabe șanse, mon frer, că eu nu zbor și până în Tenerife zbor 6 ore, 7 ore de zbor, cred că trebuie să faci și escală, nu? S-ar putea să greșesc aici, nu știu, dar zic. Deci aici șansele sunt foarte mici. Ăla e, zice, oare bagnota asta e 20 lei, n-a fost făcută pentru că e inflație și e nevoie să printeze niște bani? A, nu, nici într-un caz, mon frer, că în inflație nu trebuie să faci bagnotă nouă. Adică mă refer la cupiură. Nu trebuie să faci o valoare nouă. Tipărești bagnote de 1 milion, e același lucru, n-are nicio treabă. Nu știu ce să zic. Nu, îți repet, aici a fost presiunea că noi suntem o țară de țărani misogini și n-avem nicio femeie pe bagnotă. Și îți dai seama că au fost discuțiile alea. Bine, hai pe cine scoate? Pe Eminescu. Ei, nu poți să-l scoți pe Eminescu. Îl scoate pe Caragiale. Caragiale, ești bolund. Pe Iorga. Du-te, mă, nu-l scoatem pe Iorga, mă. Și oricum, dacă facem bagnotă de un leu, femeie pe un leu, să zică aia că ne batem joc. De ceva mai mare. Știi? Exact asta a fost discuția. Și bă, n-am nicio mai facem o bagnotă. E cât? E 20 lei. Mai trebuie să fac una de 25 și gata. Așa. Digitize Embroidery, zice, omule, tu te-ai născut odată cu internetul. Mon frer, cred că da. Deci eu cred că da, până nu știu până anii 70 dacă era internet, dar eu am prins primele zvâniri. Așa, Vlad Morar, ce șerif, ia beri și băutură, deja știm ce-ți place, dar de mâncat ce te bucură în afară de maibahul slăninilor. Mon frer, eu în general îs pe produsele astea tradiționale românești. Îmi place foarte mult cârnațul de casă, dar aici noi ne facem noi. Îmi plac foarte mult brânzeturile astea mai vechi așa, mai gen brânză de burduf. Și aici am o femeie care face o brânză de burduf foarte bună și o telemea desărată, foarte bună. În general mănânc cam orice chestie, nu am ceva preferat așa să zic. Am perioade din viață, deci îs pe perioade. N-am ceva așa să zic, ba mă, numai asta aș mânca toată ziua. Mai băgăm așa câte o șaormică, că acum și în Baia Mare s-a extins domeniul. Și acum, dacă să vă zic ce îmi place acum de mor, uite, am o chestie care îmi place. O scos KFC-ul, un sandwich star, parcă ceva, sau așa ceva. Băi, mon frère, stați că vă arăt. Băi, frățioare. Da, așa, KFC. Hai, mă, mic. Stați că trebuie să fie aici pe prima pagină. Stai să dăm ok că suntem de acord cu toate meniu. Noutăți. Star rap. Asta e, bă, mic. Uite aici. Deci o lipie în care o bucată de pui. Nu că asta ar fi ceva interesant. Că nu doesn't float my boat, știi? În schimb are o bucată de brânză Emmentaler. Cred că e Emmentaler, zice așa. Cheddar, mă! Ce prost ăsta! Cheddar! Deci o brânză maturată cheddar, care-i prăjită și aia în ulei. Foarte sănătoasă, aia vă zic. E prăjită în ulei și are o crustă din aia exact ca și carnea. Băi, frățioare! Ia că salivez acum. Are un gust brânză aia, mon frer. Deci amintești de copilărie, cum fugeai și băteai mingea pe coclauri și făceam cornete din hârtie și furam prune crude de la vecini. Știi? Deci, bă, are un gust, vă jur, mergeți la KFC și luați-vă un sandwich din ăsta. Frățioare, e gustul copilăriei. N-am mâncat niciodată în copilărie KFC, vă zic, dar te pune la sol. Deci e absolut incredibil. Acum, dacă m-ați întrebat, asta este. Bun. Așa. Sorin Ioan Nedu zice, sensul generatorului pentru cei care nu știu să citească semaforul. Ceva de genul ăsta.
Uțu Trifa zice, acum că ai cumpărat Hala, hai în Germania. Mon frer, să știi că ne îndreptăm în direcția aia. Mai avem niște mici probleme de rezolvat aici încă. Mai trebuie să strângem niște bănuți ca să avem o rezervă, să nu, știi, să putem să ne plătim ratele și dacă nu lucrăm o lună, două, și apoi gata. Infernus și-au scos dislike, șerif. Sunt curios ce vede creatorul de content atunci când primește dislike. Este nu apreciez, dar nu știu dacă... Deci nu mai este dislike, într-adevăr, dar nu știu dacă... Trebuie să mă uit să văd dacă în statistici apare. Ceva mai constructiv sau tot o mizerie? E un lucru rău, pentru că... adică rău. Dislike-urile îți aduceau trafic, așa era șmecherica. Algoritmii și la Google și la Facebook, din câte știm noi acum. Google zice că nu e așa, dar eu cred că așa era, pentru că, în general, clipurile care aveau mai multe dislike-uri le vedeai pe toate recomandările. Dislike, când se dădeai dislike, clipul începea să fie promovat. Și cu cât avea mai multe dislike-uri, era promovat mai masiv, pentru că asta genera reacții. Și, în general, hosterii astea, firmele astea care agregează conținutul ăsta, care îl țin la ei, au interesul lumea să stea să uite. Și atunci eu văzut că dacă are multe dislike-uri, lumea se uită, comentează, se înjură, se ceartă și creează animație, știi? Că creează, nu animație, animozități, să zic, așa. Se întâmplă lucruri acolo, păcând la clipurile care aveau numai like-uri, nu se întâmplă asta. Deci lumea mea e efervescentă la scandal, practic. Și ei profitat de chestia asta, lucruri care acum parcă un pic s-au întors împotriva lor. Mie o să găsească o altă metodă să ne învrăjbească, să ne sfădim și pentru altceva, dar asta a fost motivul pentru care l-au folosit. Ceea ce înseamnă că traficul pe care l-am avut noi până acum nu a fost unul real. A fost un trafic bazat pe scandal și pe hate și pe ură. Pe care noi de acum nu o să-l mai avem. De-aia zic. Nu e un lucru bun. Eu zic că oamenii ar trebui să aibă posibilitatea să-și... cum să zic eu? Să-și exprime dezacordul. Dom'le, nu-mi place. Sau nu vreau. Sau nu, uite, nu, ăsta n-ar trebui să fie pe net. Asta n-ar trebui. Reacțiile astea n-ar trebui ascunse. Din potrivă, eu cred că ar trebui să fie... cum să vă zic, publice și accesibile. Pentru că dacă nu critici un sistem, dacă n-ai posibilitatea să-l critici, sistemul ăla nu poate să evolueze. Înțelegi ce vă zic aici? Dacă un băiat face o operă de artă și toată lumea zice că e frumoasă, nu avem nicio șansă să evoluăm, că omul ăla nu o să-și dorească să facă mai bine. Înțelegi ce vă zic aici? Dar dacă apare un critic și spune, aici nu e bine, aici lumina, aici compoziția, aici nu știu... culorile nu potrivesc, ăla o să înceapă să lucreze din ce în ce mai bine până când lumea nu o să-l mai critique și asta înseamnă o evoluție. Asta zic. Bun. Pop Florin Ștefan, ce părere ai de colegul tău de garsonier, Andrei? Mai are probleme cu cămătarii? Bă, nu mai știm nimic de el. Era la un moment dat, am văzut ceva poză altcuiva cu el pe în Cluj. Nu știu, chiar nu știu. S-au fi dus pe la București, că acolo e mai... poți să treci mai ușor după... după probleme pe care le are el, e mai greu de găsit acolo. Johnny și șerif, schimbând un pic subiectul, ce părere ai de medicii din România? Anul ăsta am avut o problemă și toți mi-au recomandat pastile și atât, dar procedura persistă. Eu cred că medicii ok au plecat din țară, restul sunt jale. Eu asta am mai zis de mult, mon frère. Noi acum nu prea mai avem, adică n-aș vrea să vorbesc rău pe nimeni, dar nu prea mai avem specialiști în țară. Deci dacă este un medic care știe cât de cât meserie, e plecat. Plecat, pe bani mai mulți, mai condiții mai bune de muncă, oameni mai inteligenți, că iarăși vă zic, am povestit cu un medic care a plecat din România și a zis, băi, eu n-am plecat pentru salariu, și că am bine în România, da? Am plecat că n-am mai putut, frățioare, cu oamenii. Că contează puțin și cantitatea, calitatea umană. Dacă îți vin numai tâmpiți cabinet. Bă, la un moment dat, cred că ți se urăște așa, cred că te plictisești și îți vine să pleci. Cred, nu știu. Nu mai avem medicină, noi suntem la pământ. Asta era ultima pe care mai aveam, că toată lumea ne lăuda ce medici buni avem. Nu mai avem nici medici buni. E căcat, s-au dus. Răzvan Erzi zice, mâine ce dau în judecată și-ți iau fesul ăsta galben. Ți-l trimit cadou, mă frer, dacă vrei. Adrian zice, exact același rahat e și în Sibiu, sensul giratorii pe drumul național. Da, păi ce să zic, asta ți-am explicat. Ca să înțelegeți, primăria, ca să facă un semafor, mon frere, e treabă de un an de zile să fac studii, să angajează firmă care vine, monitorizează traficul, să fac niște studii, să după aia să face o evaluare, să face o previziune, domnule, pe mașinile o să crească cu 30% pe an, înseamnă că în 10 ani pe drumul ăsta o să circulă mașini care atâta la sută o să facă dreapta, atâta la sută o să facă stânga, în zona aia se face
blocuri de locuințe. Aia înseamnă că traficul o să crească, înțelegi? Asta sau facem un sens girator și să-i scurcă ei? Înțelegeți? Vă repet, nici într-o țară, bă, nici într-o țară pe planeta asta nu este sens girator pe drumul național. Nicăieri, mă. Adică eu vin pe drumul național, trebuie să intru în oraș și trebuie să dau prioritate la ăla care, nu știu, să duce să bea cafea la, nu știu, la Shopping City, știi? Sau la unul care și-a luat un profil de aluminiu din Dedeman. Păi nu-i corect, mă, frere. Asta nu face altceva decât să aglomereze drumul. În fel. Alex Bogdan, ce mai spui o dată, te rog, brandul de la căciula e galben, te-am mai întrebat în vară, dar am uitat. Bă, frățiuer, habar n-am să zic. Stați așa și nu mișcheți. Stai că zic cea Beringer, dar nu vreau să vorbesc prostii. Beringer s-ar putea să fie boxe. Șopci. Șopcili. Plângeam când îi vedeam. Beachfield. Beachfield se numesc, dar eu le aduc din Germania, avem un depozit de la care cumpărăm noi, sau cumpăram pe vremuri când aveam magazinul, mai merea în Draci și de acolo aduceam noi. Da. Beachfield. Deci Beachfield, cum ar veni... Stai că acum încercam să văd pe net. Zănetul. În fine, nu, că nu știu, ceva nu le merge la site-ul ăsta acum, nu reușesc să intru, ceva, nu știu, le dă cu ceva problemă. Beachfield, mon frère, asta. Dacă, nu știu, dacă vă interesează, nu știu, o să fac cumva să aduc eu, că nu sunt, nu știu, 3 euro, 4 euro, nu știu câte una. Dacă vă interesează, să-mi ziceți și aduc mai mult și apoi vedem noi cum le împărțim în țărișoară. Bun. Beginner zice la Bosch acumulator de 12 sau de 18 volți. Depinde foarte mult de ce vrei să faci, mon frère. Sculele de 12 volți sunt scule mai finuțe. Mult mai ușoare, mai ușor de făcut chestii fine. Adică, dacă lucrezi într-o zonă, să zic, de nu neapărat mecanică fină, dar faci chestii mai ușoare, mai simple. Îți recomand un set de 12 volți. Bormașinile sunt mai mici, fierăstrăul vertical e mai mic, au un flex foarte mic, foarte drăguț, cu disc de 8 cm. Bineînțeles, nu-i puternic, o să tai țeavă groasă cu el, nu poți tai gardul, dar pentru chestii fine e foarte bun. În afară de asta, dacă iarăși ai un job în care ții bormașina în mână 3 ore pe zi, ia-ți asta pe 12 volți, că sunt ușoare. Pe de altă parte, dacă faci chestii grele, că bași șuruburi mari, dacă ai de tăiat discuri mari, dacă îți reflex mare, ia-ți aia de 18 volți. Aici e diferența. Sculele de 12 volți, repet, sunt pentru chestii mai fine, sculele de 18 sunt pentru lucrări mai serioase. Tu știi ce faci, nu știu ce faci. Mi-e greu să-ți recomand eu ceva. Eu le am pe amândouă. Le folosesc, îți spun eu în viața de zi cu zi, în munca mea zilnică, eu le folosesc pe alea de 12. Tot timpul. Dar nu pot trăi fără de alea de 18. Că am flex din ăsta mare, am bormașini mare, am aspirator, am bormașină pentru beton, am foarte multe chestii care sunt pe 18. Și pe care le folosesc când e cazul. Nu în fiecare zi, dar le folosesc. Îți repet, alea mai de... Vasile Ion, ce nu știu dacă s-a întrebat, ai citit dresori de lei și flyer? N-am citit și nu o să citesc niciodată. Eu nu aș vrea să validez un interlop, adică nu mie mi se pare normal ca un om care bate oameni, obligă femei să se prostitueze, taie mâinile la oameni și le toarnă beton pe picioare, eu să-i dau bani să-i citesc viața lui. Nu mi se pare normal asta, mă frere. Mi se pare normal și asta nu se întâmplă nici într-o societate. Numai în România leprele și infractorii sunt considerați vedete. Știi? Și tratați ca niște vedete. Mamă, Nuțu Cămătaru, băiatul care le-a rupt mâinile ăla și o ținut femeile legate cu lanțul de calorifer. Bă, ce băiat de treabă, mă. Hai să mergem la lansare cărții. Excelent. Să mergeți. Așa.
Tech Traveler și Vasile Ion, de ce ar citi un om normal chestia aia? Bă, repet, aia sunt oameni care, cărora le plac lucrurile astea. Infernul și în București, unde s-au făcut centre comerciale mari, nu peste tot, i-au obligat să pună semafoare. Păi nu, mon frère, aici iarăși spun, noi nu suntem în București. Daniel Covaș, cum a fost la Revoluție în Baia Mare? Nu știu, că eram în Vișeu la Revoluție. La noi a fost mai pașnică treaba. Așa. Adrian zice, Vasile Ion, făcut cornetii din cartea aia, mă rog, mai bine, nu știu, eseu. Am fine. Nick Holhoz zice, bube, Baia Mare de Profi și Lidl. Și asta e posibil, nu te contrazic, dar nu știu sigur. Dar o să căutăm Profi, cum o zici, Profi Plus. The Hesperonis. The Hesperonis, da. Nu este Profi City la RFN. Nu știu, mon frer. Deci, repet, nu știu. Nici nu știu dacă este Profi în Baia Mare, n-am intrat niciodată în el. Că eu, la mine e aici Auchan, Carrefour. Eu numai afară de asta nu știu. Și la Lidl, din când mă duc să văd ce mai aduc la scule. Și aia mă duc numai așa de plictiseală, că nu prea am cumpăr nimic. Alexandru Vasile, șerif, am nevoie de un sfat. Sunt de aproape 10 ani în Germania, lucrez în industria lemnului, însă m-am săturat până peste cap, vreau să mă întorc în țara șerifilor să fac mobilă. Crezi că greșesc? Frățiuer, e cel mai prost moment să te întorci. Dacă vrei să-ți faci mobilă și să-ți angajezi oameni aici, o să-ți strângi, o să-ți lingi rănile și o să pleci înapoi. Nu sunt oameni. Depinde, bun, s-ar putea să vorbesc prostiu acum. Poate dacă tu știi vreo zonă, poate de undeva mai la țară, poate găsești oameni. Dar aici, toată lumea se plânge de oameni. Este un deficit de 30% de forță de muncă. Nimeni nu mai face nimic. Orice ai nevoie durează o lună de zile, două luni. Nu mai sunt oameni la nimic, mon frère. Zic la nimic, la nimic. Nu mai sunt oameni. Toți oamenii care știu să facă ceva să plecați din țară sau nu mai vor să lucreze. Din diverse motive care nu ne interesează până noi acum. În afară de asta, noi încă nu suntem o țară coaptă la cap. Ascultă-mă ce spun eu. Nu există... adică nu există. Există, da? E foarte greu tu venit din Germania să începi să lucrezi în România. Nu zic că e imposibil. Dar trebuie să ne armezi cu multă răbdare și să-ți iei niște pastile de relax. Că o să fie un șoc, zic eu, foarte mare. Dacă vin în Germania să începi să lucrezi în România, să vezi ce mentalități, ce furnizori, ce probleme, ce stat, ce taxe, ce te doare mintea. Deci, repet, trebuie să fii foarte tare pe organism să vii. Oricum, repet, sfatul meu e dacă vrei să vii, mai stai un an, că încă nu se știe ce o să fie. Încă noi nu avem oameni, nu știu cu ce o să lucrezi, numai dacă lucrezi singur, cum lucrez și eu. Sfatul meu e să nu te întorci acum. Ori schimbă-ți domeniul de activitate, că de multe ori asta funcționează foarte bine, ori mută-te în altă parte de Germania și caută-ți în domeniul tău să faci altceva. Eu dacă aș fi în locul tău, s-ar putea să spun o prostie. Eu dacă aș fi în locul tău, eu m-aș duce în Italia, sunt firme care fac mobilier pentru iahturi care sunt foarte bine plătite. Înțelegi ce vreau zic aici? Asta, dacă cumva poate îți vine vreun gând. Du-te în altă țară, du-te în Spania, du-te în Italia, du-te în Portugalia, unde să plătești munca, oamenii sunt respectați. În fine, da, nu vreau să te... Mon frère, fă cum vrei tu, să nu cumva să-ți bazezi viața pe sfaturile mele, că nu știu dacă e bine asta. Dar eu spun, din punct de vedere al antreprenorului acum în România, e unul dintre cele mai proaste momente. Cel mai prost. Pandemie, lipsa angajaților, furnizorii au... resimt aceeași problemă cu o lipsă angajaților și serviciile execrabile din toate punctele de vedere. Deci un moment prost așa pentru să pornești un business în România. Ioan Mihai zice, vai Adriane, mâine sunt Profi. Ia, și eu, stai liniștit. Infernul zice, șerif, de unde pot comanda șurubențe Pico Finish de la Viha? Sunt câteva pentru service pe care nu le găsesc în Hornbach. Hai să mă gândesc că eu de unde am luat. Mon frère, nu știu, dar să-mi amintești, să-mi caut, că eu am cumpărat șurubelnițe de la Viha, de la acea firmă din România. Și am luat multe de la ei. Nu mai știu să zic exact. Nu mi-amintesc acum. Să-mi dai, dacă nu te descurci, dă-mi un mesaj și o să caut. Și pe Patreon, unde vrei tu. Și îți dau un link să vezi unde l-am luat eu. Adrian, și acum am văzut ce am scris, Fârcu Strikes Again. Da, șerif, asta este. Așa. La 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 la
Și mai fură și motorină de la americani, da. Aia mi se pare o știre incredibilă cu băieții care fură motorină de milioane de euro, bă. Vali Stoischi. Vali Stoischi. Aloha. Salut, șerif. Adrian zice, duminică plec chiar în Germania. Sorin Ioan Nedu zice, eu nu sunt mândru, consider că țara mea este țara care ne dă să mâncăm. Da, e o discuție aici. Eu nu sunt mândru că-s român, că n-am niciun... Cum să vă zic eu, nicio... Aia nu-i decizia mea. M-am născut aici, nu mă întreba nimeni. Vrei să fii român? Da. Păi asta este. Mândrește-te cu asta. Păi... M-am născut mama aici. Putea să mă mândrească în Ucraina. Eram mândru că-s ucrainean? Nu știu să zic. N-am. Plus că n-am niciun motiv să mă mândresc cu țara asta eu. Deci eu, mie țara asta a încercat să mă omoare din prima zi. Așa. Adrian zice, meme-urile cu bagnotele scoase au fost bestiale, da? Bikes GoPro zice, șerif, nu ți se pare trist sau îngrijorător că Wikipedia să ceară donații de la cititori? Bă, nu mi se pare trist sau îngrijorător, mi se pare logic că ei trăiesc din nimic. Ei fac chestia asta voluntar, ei n-au niciun... Pe nimeni în spate. Și eu am donat de câteva ori. Și e o sursă de informații destul de ok, repet, făcută gratis, din niște oameni în timpul lor liber. Digitize Embroidery, și în loc să pună o cărămidă la trecerea la euro, ei cheltuie banii pe lei ăștia mărâți, e clar pentru toată lumea că nu trecem prea curând la euro. N-are nicio legătură, mă, un frer, banii pe care îi ai cu trecerea la euro. Trecerea la euro se face în momentul în care ai o monedă stabilă, în momentul în care ai o economie care poate să susțină moneda euro și să nu mai aibă inflație, înțelegi? Condiții pe care noi nu le îndeplinim. Sunt multe altele, dar astea sunt printre primele. Și noi nu o să avem monedă euro mult timp de acum înainte, pentru că, repet, noi nu avem o economie funcțională. La noi, 30% din banii din taxe nu se încasează de statul român. Și de aia suntem încăcat până în gât. Și în aia 70% care se încasează, 60% îl fură politicienii. Și de aia suntem încăcatul în care suntem. Cine crezi că ne dă nouă, nu știu, acces la euro? Noi, țara noastră, am distruge euro. Noi am produce inflația la euro, noi. Da. Adrian zice, facem troc bere contra brânză din burduf. Mon frère, da, putem să discutăm. Trebuie să mă duc acum zilele astea să văd dacă o produs femeia, că e pe perioade. Și ce mai am eu acum, chiar nu pot să o trimit, că e și puțină și băgată și scoasă din frigider vreo 30 de ori pe zi. Inferno zice, șerif, am găsit un magazin în București care vinde produse de la Baia Mare, ferma zootehnică, SRL se numește și au și slănină ok. Hey. E ok pentru magazin în București. Că înțelegi ce vreau să zic aici. Adrian zice, nouă mâine la 7 la KFC. Bă, asta și vă spun eu, să mulțumiți. E Dumnezeu pe planetă. Star rap. Ta-ta-ra-ra, ta-ta-ra-ra. Așa, Vlad Morar zice, dislike-ul aduce trafic, hai cu dislike-ul. Păi nu mai poți să dai dislike acum, că nu mai apar. Uțu Trifa zice, nu mai sta, nici nu-ți vine să crezi cât de ușor e aici. Știu, mă, frate, stai liniștit, că am lucrat în multe țări din Europa. Așa. Uțu Trifa zice, mai ales cu talentul tău la trâmplărie. Știu. The Hesperonis zice, ce zici de ședința de Consiliu Local din Baia Mare de mâine? O ține Cherecheș în catedrală. Nu știu, mă, frer, că am rupt legătura cu domeniul, nu mai... M-am agitat într-o vreme și m-am certat cu oamenii și am încercat să le explic că Cherecheș fură și că să nu-l mai voteze și lumea a crezut că eu, nu știu, am ceva interes eu cu cea. Și acum orașul-i dator, suntem vai și amali, suntem. Nu suntem, că eu nu mai stau în Baia Mare. Îți rupți în cur, îți plini de datorii pe la bănci, îți vai și amar de viața lor, tot orașul și cheltuie milioane de euro pe echipe de sport, pe frățioare, pe iluminatul public, pe căcaturi, pe steluțe, pe nu știu ce. Și primăria Baia Mare a făcut un stand și a vândut produse ca să strângă bani pentru persoanele abuzate, știi? Pentru femeile abuzate. Nu știu dacă înțelegi ce vă zic aici. Deci primăria Baia Mare, care cheltuie milioane de euro, cere cetățenilor să se implice, să cumpere niște produse care le aduc lor un profit și din profitul ăla să aibă grijă de persoanele abuzate. Acolo am ajuns, mă, frate. Înțelegeți? Deci noi, cetățenii băimăreni, plătim taxe și impozite pentru ca primăria Baia Mare să ne mai roage să mai facem voluntariat pentru persoanele abuzate care ar trebui să fie îngrijite primăria. Trebuie să existe centre, organizație primărie, așa în tenis. În loc să dăm 4-5 milioane de euro pe an la echipa de handball a orașului, care, iarăși vă spun, pe mine nu m-ar deranja să dăm 4 milioane de euro pe an la o echipă de handball a orașului dacă ar fi copiii din oraș. Dacă jucătorii ar fi din oraș, dacă banii ar rămâne aici, dacă s-ar investi în centre de tineret care să aducă bani. Dar asta nu se întâmplă. Noi dăm salarii de 10.000 de euro la niște jucătoare care nu sunt din oraș, care sunt din altă țară, care vin aici și au bani și pleacă.
Dar noi ne mândrim, bă, Baia Mare e cea mai bună la handbal. Nu e Baia Mare cea mai bună la handbal. Baia Mare sunt fraierii care bagă bani în handbal și câștigă niște meciuri cu niște oameni din altă parte. Banii au dispărut, am rămas cu mândria, ne batem cu pumnul în piept. Bă, Minaur, ce e mai șmecher, bă. Și? Ce haz n-ai? Ia, trebuie să strângeți bani, să facem chetă, să ne umilim, să ajutăm persoanele care sunt bătute și abuzate. Hă? Faină treabă. Dar bă, Minaur, ce e mai tare? Aia zic. Și femeile alea bătute stau pe canale noaptea. Ca așa în tenis. Bă, în Germania câinii au mai multe condiții decât oamenii din Baia Mare ăștia care zvai de curul lor. Femeile astea care sunt bătute și aruncate în stradă de bărbați sau... Poate și bărbații bătuți și aruncați în stradă de femei. Înțelegi ce vă zic aici? Câinii, bă, au mai multe condiții. Dar noi avem echipă de handball, 4 milioane de euro. Bă, nici într-o țară din lumea asta primăria nu dă bani pe sport. În nicio țară. Bă, okay, echipele astea sunt private. Bă, vreți sport? Plătiți, mon frère. Firmele din zona, adunați-vă, sponsorizați, faceți echipă. Nu se dă din banii care oamenii plătesc pentru școli, pentru drumuri, pentru alte chestii. Niciodată. Dar noi suntem mai cumoți, noi dăm 4 milioane. Bă, frățiare, cine e ca noi? Aducem echipe, jucători din alte părți, pe banii primăriei. Bla, 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 iar că m-am indignat. Ah, ok. Alexandru Călin Pintea zice, seară bună, oameni buni. Da, sau seară rea, oameni răi. Asta zic. Adrian, cel mai șmecher e că în centrul Sibiului au pus semafor, după care 10 metri e giratoriu, străbați orașul într-o parte în alta, într-o oră, la oră de vârf. Exact ce vă ziceam, mon frere. Rareș Drăgan zice, tot ce folosește pe curent sau ai scule pneumatice? Mă, am și ceva scule pneumatice, dar le-am luat doar pentru, cum să zic eu, au fost chestii punctuale. Deci am avut pur și simplu nevoie de niște scule. De exemplu, am niște grindere, am niște, ca niște șurubelnițe care au niște vârfuri de metal, care sunt foarte mici. Și de-aia le-am cumpărat pe aer, că electrice nu găseam. Mai am niște șlefuitoare pe aer pe care le foloseam, nu știu să zic așa, adică pot să zic că pe vremea aia când le-am luat, șlefuitoarele electrice erau un dezastru. Nu erau șlefuitoare orbitale electrice, erau doar alea vibratoare, care erau niște căcaturi și care dacă îți prindeau o bucățică de mizerie, zgâria tot materialul. Și atunci foloseam șlefuitoarele astea orbitale pe aer. Între timp au apărut șlefuitoare orbitale și pe... și pe curent, și alealte ne-au rămas acolo, că n-avem ce face. Dar foarte puține scule pe aer. În schimb, am pe aer pistoale de nituri, că alea încă n-am găsit o variantă electrică bună, și pe alea le folosesc destul de des, și, na, nu știu, pistol de vopsit, pistol de sablat, astea, na, clasice. Music Med zice, din cauza mentalității tale, bă, nu e din cauza, mă, datorită. Șerif, din cauza e negativ. Deci din cauza mentalității tale legat de carte și nu doar, te urmăresc din prima zi de emisie și membri Patreon. Șerif, mulți ani din suflet. Mulțumesc. Nici nu știi ce mult contează vorbele astea. Marius Condruț zice, apropo de sensuri giratorii absurde, în Galați există o intersecție circulară care nu este sens giratoriu, toți șoferii din afara Galațiului circulă ca și cum ar fi un sens giratoriu. Păi nu, trebuie să fie indicatoare, că în mod normal trebuie să-ți explice dacă este în giratoriu ca să știi să dai prioritate de stânga, nu? Că stânga se dă în giratoriu, din câte știu eu, nu? Da, de stânga. De-aia zic. Dacă nu e giratoriu, să prioritate de dreapta și atunci circul normal. Vlad Morar zice, eu am comandă de o mobilă din bucătărie în septembrie și ar fi bine și în martie când a venit. Păi da, cam, deja cam astea sunt termenele de livrare. Deci acum cam 2-3 luni să ia la mobilă. Cristian Matei, și apropo de Lidl, ce părere ai de scule de Lidl regim do it yourself? O părere proastă am, acum nu o să te mint. N-am zice să am o părere bună. Nu scule, scule pe care să nu le folosești. Deci să le ai în casă, odată, la 2 ani, ai nevoie să dai o gaură în perete. Dar nu poți să le folosești altfel. Deci nu poți să faci un business, nici măcar hobby nu cred că poți să faci cu ele. Avantajul e ca o garanție, poți să le duci înapoi și îți dă bani, că nu ți le repară, nu le schimbă, nu fac nimic. Sau poate le schimbă, nu știu cum s-ar putea să aibă de schimb, dar dacă vrei să ai scule în casă, ia-ți niște scule cât de cât ok. Dacă nu, mai bine nu-ți lua deloc, că oricum nu le poți folosi. Adică nu, eu nu cred că se pot folosi. Mă, repet, la nivelul la care lucrez eu acum, poate sunt oameni care sunt mulțumiți cu o tăietură mai strâmbă sau cu o gaură care, nu știu, oscilează sau cu o gaură dai burghiu de 6 și ți-iese gaură de 8. Poate oamenii sunt mulțumiți cu treaba asta, eu nu. Repet, s-ar putea să fie bune, dar eu nu recomand. În general, eu recomand dacă ai nevoie de
o chestie, să faci o treabă, să-ți iei chestia aia care trebuie. Nu o chestie care s-ar putea să fac o treabă. Știi? Cel puțin eu așa sunt în orice chestie care fac. Adrian și Șerif, ar trebui să te apuci de emisiunea cu Oblu, s-ar putea dezbate modul de alege al pânzelor de circular, că asta mă interesează acum. Dar ce te interesează, mă, frer? Că poate te ajut acum. Răzvan Erzi zice, pentru domnul care vrea să vină în Germania, poți să-i faci legătura cu Vasile Furnizorul. Nu știu nimic de Vasile, mă, frer, am înțeles că îl era urmărit în spane de poliție, ceva complicat, nu știu. Nimic nu știu de el. Inferno zice, îți dau pe Patreon mesaj cu link-ul șurubenilor, te rog. Seix zice, bună seara, Șerif, acum am venit de la serviciu, acum stăm pe live, după aia mă uit la înregistrare. Bine, Șerif, mai stăm 5 minute. Bice GoPro zice, aia de pe bagnota 20, am crezut pentru moment că ăla din PNL era Luca Turcan. Da, s-o mai zis. Seamănă așa, cât de cât. N-are nicio legătură, că nu... Dai seama că nu-și permitea nimeni să facă portret, doamne, era Luca. Așa. Inferno zice, da, am zis. Sex zice, bună seara, am zis. Tech Traveler zice, nu pot să înțeleg logica mândru că sunt român. Care e procesul cognitiv prin care ai putea să fii mândru de ceva care pur și simplu ți s-a întâmplat și la care n-ai avut niciun fel de aport? M-am frer, e discuția care a fost băgată în cap de comuniști, că comuniștii erau mândri, că vai de mine, noi, dacii, leagănul civilizației, știi? Asta. Cam atât. Inferno și șerifii care îți dădeau dislike au vrut să te ajute să ajungi în trending. Păi da, eu știu de aia și ziceam, niciodată nu m-a deranjat. Din potrivă. Adrian zice, vine zăpada, iar iasă ungurul bulan la dat zăpada. Și el și Zmenta, mă, nu știu dacă ți-ai minte când tot Zmenta cu lopata în fața primăriei. Să-i dezăpezească, că și cu trotuarul de la primărie era... Așa. Cornel Lancea zice, albă ca zăpada, Blaj. Cornel Lancea zice, decât pe volei. Da, la fel, e același lucru. Viola Knight zice, uite cum mi-a tăiat elanul și dorul de România, gură de oxigen și trezire din Inception. Mon frer, te rog să nu te superi pe mine, nu cumva. Deci te rog și să nu iei vorbele mele 100%, că s-ar putea să vorbesc prostii. Dar eu îți spun că pentru antreprenorii din România acum, e perioada cea mai proastă din istoria planetei. Este foarte mult de lucru și n-au oameni. Deloc. Da, deloc. Nu sunt oameni, mon frer, deci... Eu spun că sunt fabrici, eu știu o fabrică care are 300 de locuri disponibile. 300, bă. Știa că 300 de oameni. Nu găsesc 300 de oameni, băi, e grav asta. O să vedem ce o să fie. Bine, nu. O să înceapă să crească salariile, cred că asta e singurul lucru care o să întâmple. O să ni se scumpească viața foarte tare, asta iară e reflexie. Și poate cu salarii mai mari o să înceapă să întoarcă oameni în țară. Asta cred că e singurul lucru care ne mai poate salva acum. Practic, o să fim cumva pe rețeta Poloniei, numai că în Polonia au durat 20 de ani procesul ăsta, că și Polonia s-a golit de oameni, s-a dus toți în Germania și apoi încet, încet s-a returnat acasă, dar nu toți. O mare parte dintre ei au rămas în Germania. Digitize zice, cum sună Baia Mare și cum sună Germania? Păi, Germania sună mai bine din multe puncte de vedere, mai prost din alte puncte de vedere, că și printre străini, dar asta e altă discuție. Uțu Trifa zice, nu înțeleg de ce te mai chinui în rock, când poți să pleci când vrei tu. Asta e, că nu pot să plec când vreau eu, că dacă puteam, eram dus de mult. Inferno zice, în Germania, un șofer de bus a lovit un câine care a sărit în fața mașinii, s-a oprit, l-a dus la veterinar și a fost dat în judecată de stat că au pierdut procesul chiar dacă l-a adoptat. Nu înțeleg, ce a pierdut procesul. Ce proces a pierdut? Deci a oprit, l-a dus la veterinar și a fost dat în judecată de stat și a pierdut procesul chiar dacă l-a adoptat. Nu știu. Nu înțeleg, mon frere, trebuie să fii mai explicit. Bice GoPro zice, cum mai cumpăra hala, poate dai și tu o mână de mortar acolo în spate. Mortar în spate. Unde îți dau, mon frere, mortar? Că nu știu unde zici. A, în spate aici? Păi aici n-am dat, mon frere, că în rest e rigips aici. Camera asta n-arătă rău. Dar ăsta l-am lăsat să fie așa mai artistic. Am zis că, am zis de mai multe ori că să-l renovăm și cetățenii au zis că să nu renovăm, să lăsăm așa, mai rustic. Adică, pentru mine, e mai simplu să pun două col de pală aici, de rigips. Așa. Pop și Florin Ștefan, Șerif, mai ai trusă de prim ajutor de mahmureală. Nu mai am, un frer, că n-am avut timp să le fac. Am mai rugat niște oameni și am tot amânat și am tot zis că fac luna viitoare până s-o plictisit oamenii și îmi cer scuze acum că i-am mințit și i-am amăgit. Dar nu mai, poate după sărbători să văd dacă asta să mă apuc să fac o dată vreo 20-30 de bucăți și mă gândeam acum să fac, știi, să facem un... Domnul Răzvan, iar nu putem face turul halei deocamdată. Mai avem de
de amenaja niște lucruri și după aia facem și turuale. M-am gândit să fac cu precomandă, știi? Să adun 20 bucăți și să le fac toate odată. Infernus și are caracter acel perete. Bike Pro zice, când ne prezinți și nouă hală? Hala nu-i nouă deloc. Și Tech Traveler zice că rămizile din spate fac tot farmicul studioului. Da, asta m-am gândit și eu. Mersi. Aia am fost să fie așa, mai pe demolat așa. Digitai zice, jos labele de pe peretele nostru. Nu demolați, dar cu ță, așa, știi, cu ță. Remulus, ce statul german a dat în judecată pe șofer din partea câinului, partea vătămată? Da, nu știu ce să zic, mon frère. Bun, cetățeni, ce ați mai făcut în ultima vreme? A sosit timpul să ne despărțim, zic. Că e ora 10. N-am reușit să fac luni, vă rog să nu vă supărați pe mine. Vorbesc aici cu patronii mai mult, că ei... lor trebuie să le cer iertare că n-am reușit să postez luni, dar am lucrat și sâmbătă și duminică de... Nu vă pot povesti. Am avut niște lucruri care s-au încrucișat și s-au suprapus și trebuie să le terminăm, ce să facem. Da. O să fim liberi, mai liberi acum, încet, încet, mai bine. Domnul Cosmin zice, am ratat live-ul. Rămâne înregistrat, mă friend, poți să-l vezi când vrei tu. Niciun fel de stres. Așa, Bobeli zice, seară fain, așteptăm canuca, de peste tot, bai, zgopros și așa în tenis. Da, mon frere, vă rog, patronilor să nu vă supărați tare pe mine, dar n-am reușit duminică, pur și simplu am vrut și n-am reușit. Petro 1, ce afacere începe acum dacă ar trebui să pornești din nou pe această cale? Mon frere, cred că mi-aș face o fabrică de boxe. Da. Deci se vede pe mâini că ai lucrat, da, mi-s absolut distruse mâinile, da. Asta e, trebuie să mă învăț să lucrez cu mânuși, din păcate nu pot. Folosesc toate echipamentele de protecție și de respirat și de ochi și de picioare și de haine și de tot ce vrei. Dar nu pot lucra cu mânuși, nu știu, nu pot, mă înfrer, nu știu ce dracu. Și am încercat toate felurile de mânuși de pe planeta asta. Infernul zice, șoferul de bus mergea în spatele unei mașini, mașina respectivă a lovit un câine, iar șoferul respectiv a fugit. Șoferul de bus s-a oprit, a luat câinele, l-a dus la veterinar. Statul german și va asociați de protecția animalelor, l-a dat în judecată pentru că a dat cu mașina peste câinele respectiv. Și chiar dacă a încercat să-l explice că a adoptat câinele și că nu el l-a lovit, tot a pierdut procesul și a plătit câteva mii de euro. Păi, nu știu ce să zic, mon frer, sună un pic ciudățel așa. Păi nu era nimeni să vadă, era șofer de autobuz, era singur în autobuz. N-avea cameră, că pe multe autobuze din Germania acum sunt camere, nu știu. Repet, nu-ți contrazic povestea, că e povestea ta, nu vreau să-ți stric feng shui-ul, dar sunt un pic ciudățel așa. Mai ales că, în Germania și lucrurile se întâmplă mai cu cap puțin. Sau cel puțin astea de care auzim noi, că poate și ei au operațiilor pe care noi nu le simțim de aici. Poate și la ei sistemul judiciar mai dă o gherlă, dar noi nu simțim. La noi dă numai gherle. Și Tech Travel zice, așteptăm povestea din punctul de vedere al câinelui. Da. Am făcut eu odată, am scris pe blog un post când m-am dus și am cumpărat ceva de la Metro și a căzut un pește dintr-un acvariu viu. Și am povestit povestea din punctul de vedere a meu, din punctul de vedere a băiatului care lucra la Metro și din punct de vedere al peștelui. Da, așa în tenis. Așa lucrurile. Stați așa să vă cam prin ce am mesaj aici. The message. You got message. Vous avez de nouveau message. Așa, o să vedem. Bun, cetățeni, a fost o reală plăcere. Stați așa, cum ai scris cetățenii aici. Poate adopta câinile ca trandafir în BD-acțiune, da. Să poată să fure băieții aia ceva fără câine, așa. Noapte bună, șerif, infernul și-au trecut câțiva, nu era nimeni în bus, singurul lucru care îl putea salva era numărul de matriculare a celor care au luat mașini, n-au fost camere. Na, pare, nu știu, repet, sună un pic așa interesant, să nu zic altfel, dar nu te contrazic, foarte posibil să întâmple, că în lumea asta. Alexandru Vasile zice, sunt foarte multe gherle și în Germania, trebuie să trăiești aici ca să auzi de ele. Nu contest, deci nu, ți-am zis că nu, chiar nu cred, nu sunt idealist. Chiar nu cred că există o țară în care nu se întâmplă nimic rău, sau oamenii nu fac greșeli sau nu, că nu, dar repet, revenim,
dacă îi să o luăm pe statistică, se întâmplă mai puțin ca în România, mult mai puțin decât în România. Și sunt lucrurile mai bine gândite. Repet, și la ei sunt lucruri de căcat, clar. Adrian, seară faină, zice, Tech Travel ia ca să termină și paharul de rom. Bun diplomatic ăsta. Oh, diplomatic, mă frate. Infernul zice, deci practic animalele au mai multe drepturi ca noi. Alin Lupșa zice, OPEC parcă dă semne de slăbiciune. Om vedea, mon frer, că deocamdată e presiunea asta pusă de țările astea care scot petrolul, țițeiul din rezerva strategică. Vlad Valistos zice, noapte bună, șerif, cetățeni. Răzvan zice, dacă nu chizi emisiunea, se revigorează. Da, cetățeni, e un pic cam mult. Vă salut cordial că eu dimineața la 5 sunt din nou în câmpul muncii, dar ne auzim, musai ne auzim luni cu Canuca. Să văd Parisul dacă vă mint. Hai că v-am pupat. Seară faină vă doresc.